începe, mai ales Fabriciana, între timp să ne grăbim, să nu înghețăm pe aici. Da. Ați primit fiecare, ordinea de zi, în plus nu mai este nimic, am înțeles. Da, domnul primar, aveți cum de la primul, cum din ordinea de zi. Dispoziția numărul 747 din 20.11.2015 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunității Pancel Mare de Subacor pentru data de 15.11.2015, ora 10. Consiliul Local al Comunității Pancel Mare de Subacor se convocă în ședință ordinară în ziua 25.11.2015, ora 10, la sediul Consiliului Local cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 în comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, inițiat de primarul comunei. Vă rog frumos, liniște! Da, domnul primar, voiam să spun că nu începem cu stângul. Hai să o facem ca la carte. Doi, proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2016-2017 din comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe durata existenței capacităților energetice a terenului în suprafață de 2,2 metri pătrați din localitatea Bogdana, comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului taxei speciale de salubritate pentru anul 2016 în comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 63 din 29.10.2015 privind aprobarea scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a avansului pentru proiectul achiziție utilaj pentru dezăpezire și întreținerea drumurilor comunale și de interes local din Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău și 6 diverse. Cine este pentru punctele scrise pe ordinea de zi? Adăugări, împotrivă nimic. Fiind destul de multe puncte înscrise pe ordinea de zi și cu importanță mare, vă rog frumos să respectăm disciplina, că vorbim la subiect și atunci când avem dreptul să vorbim. Vă rugăm frumos. Mulțumesc. Disciplina să citiți raportul cerințelor. Am tot cerit totul disciplina. Încheiat astăzi, data de 21.10.2015, ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, convocată prin dispoziția primarului numărul 676 din 16.10.2015. Ședința s-a ținut la sediul primăriei și au fost prezenți 12 consilieri locali, din 13 consilieri locali în funcție, cât se alcătuiesc Consiliul Local. Domnul primar deschide lucrările ședinței și face cunoscută ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul al 4-lea al anului 2015, inițiat de primarul comunei. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2015, inițiat de primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al primarului comunei Ștefan cel Mare și a instituțiilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică inițiat de primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem unor personalități din comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, inițiat de primarul comunei. 5. Diverse. Supusă la vot ordinea de zi, a fost aprobată în unanimitate de voturi. Domnul primar prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul al 4-lea al anului 2015. Doamna contabil, ca în fiecare an la învățământ ni se ia o parte din bani care nu au fost folosiți. Prin adresa de la Ministerul de Finanțe, ni s-a retras suma de 100.000 de lei din TVA, reprezentând salariile la cadrele didactice. Pentru că am avut mai mulți bani, acum ni se retrag sumele primite. Toate creditele bugetare pentru învățământ se referă la salariile cadrelor didactice și nu la cheltuieli materiale. Tot în trimestrul 4 avem recepție la investiție corecție torent, banii au fost plătiți, ne rămâne suma de 60.300 de lei cu care se rectifică și bugetul. Această sumă se retrage.
Nemai fiind alte discuții, se spune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul al patrulea al anului 2015, proiect care se aprobă în unanimitate de voturi. Domnul primar prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2015. Doamna contabil, am realizat venituri în sumă de 3.903.686,18 lei, am cheltuit suma de 3.956.905,41 lei și am rămas cu un sold de excedent de 46.780.477 de lei. Așa, am avut două investiții, am avut două împrumuturi, dintr-un împrumut de 1.600.000 de lei s-au cheltuit 1.400.000 de lei. Domnul Sârghe, acea parte din taxele locale este cea încasată, dar cu datoriile ce ne facem? Ne ducem la infinit? Doamna contabil, sunt strict impozitele și taxele încasate. Cei care au avut de plătit impozite locale au plătit până la data de 30.09.2015. Cei care nu au plătit sunt penalizați. Avem un străinaș care nu au plătit și nu avem pe cine să impozităm. Doamna contabil, nu să calculăm penalități de întârziere. Domnul primar, din toate impozitele și taxele locale, cam cât la sută sunt datorate de rom? Doamna contabil, nu aș putea să vă spun care este ponderea, dar romii au foarte mult amenzi neachitate. Domnul Mateș, am putea să le punem sechestru pe casă ca să avem și noi o garanție? Doamna contabil, și cum poți să valorifici un bun? Domnul Chenciu, eu unul am încredere deplină în serviciul de contabilitate, că știu cum să acumuleze și cum să repartizeze banii pe capitole. Domnul Dohotaru, am cheltuit mai mult decât am împrumutat, adică suma de 1.700.000 de lei. Doamna contabil, nu, am cheltuit 1.400.000 de lei. Nemai fiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2015, proiect care se aprobă în unanimitate de voturi. Domnul primar prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Ștefan cel Mare și a instituțiilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică. Nemai fiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului. Domnul primar prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem unor personalități din comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău. Domnul primar, sâmbătă a avut loc simpoziul anual peste timp, eveniment organizat la Căminul Cultural. Este vorba despre faptul că la școala de la Bogdana, au fost mulți dascăle școlilor din comună care au existat de-a lungul timpului. Domnul viceprimar, este a doua școală din spațiul rural din județul Bacău, după școala de la Tescani. Mi-a părut foarte rău că nu au fost prezenți toți consilierii locali, mai ales că cei care fac parte din Comisia de Învățământ, Cultură, etc. Domnul Slotu, și cine o să primească aceste diplome dacă sunt post-mortem? Domnul Răileanu, le vom păstra la arhiva școlii, la bibliotecă și chiar la primărie dacă este nevoie. Domnul Sârghe, presupune și ceva bani? Nu, doar diplome. Domnul Chenciu, pe una dintre persoanele enumerate mai sus, le-am cunoscut personal, adică pe domnul Susano, nume pe care îl poartă și biblioteca din satul Negoiești. Acest om a fost foarte deosebit, trecând peste faptul că a fost și un bun dascăl, era și un membru al unei biblioteci din Franța, și chiar este o personalitate post-mortem. Domnul viceprimar, am participat direct la acest eveniment de mare însemnătate pentru a putea organiza acest simpozion. Am avut prilejul să inaugurăm și sala Căminului Cultural a fost prezentă și televiziunea la acest eveniment. S-a implicat foarte tare în organizarea evenimentului domnul profesor Ebure. Mă bucur că am trăit să văd acest eveniment. Este foarte bine că s-au acordat aceste diplome pe care le vom și păstra. Domnul Sârghe, cred că a fost o lipsă a consilierilor, dar trebuia puse afișe prin localități. Domnul primar, având în vedere că am discutat despre acest eveniment în Consiliul Local, cred că dumneavoastră, ca virgulă consilier, trebuie să anunțați prin sate. Domnul Dohotaru, am stat de vorbă cu domnul profesor Iepure și n-am știut până în ultima zi de acest eveniment. Nemai fiind alte discuții, se spune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea titlului de cetățean de onoare post-mortem, proiect care se aprobă în unanimitate de voturi.
se trece la diverse. Domnul Mateiș Valeru prezintă cererea domnului Savin Florin de la Bogdana, care dorește concesionarea unei suprafețe de teren. Se aprobă în unanimitate de voturi. Domnul primar, având în vedere faptul că ne aflăm la diverse, cred că era normal să mă întrebați care este stadiul investițiilor. Am participat la o întâlnire la Consiliul Județean cu Ordonanța 28, Programul de Dezvoltare Rurală. Am avut alocat o sumă de 3 miliarde 400 de mii lei pe anul 2015. Comunele care nu au cheltuit banii, le-au luat bani și de aici nu ne mai vin realocări de bani. Nemai fiind alte discuții, se declară închise lucrările ședinței, pentru care se încheie prezentul proces verbal. Mulțumim mult, doamne secretare, și dumneavoastră pentru că să urmări cu atenție, observ, și aceeași atenție și liniște și, cum să vă spun eu, ca să ne putem înțelege, iarăși fac apel la dumneavoastră, la toate punctele să fim atenți și ceea ce ne interesează. Mulțumesc mult. Deci, la primul punct, domnul primar, l-ați citit, doamna... Doamna Voicu. Voicu, da. Voi da citirea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 în Comuna Ștefan cel Mare. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, întrunită în ședința ordinară din data de 25.11.2015, având în vedere prevederile legii 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, legea 227 este noua lege privind codul fiscal, numai 571 care era în regulă. Modificările și completările ulterioare privind codul fiscal, titlul 9, privind impozitele și taxele locale, articolul 457, 458, articolul 462, alinia 2, alinia 3, alinia 5, articolul 467, alinia 1, alinia 2, alinia 3, alinia 5, prevederile legii 207/2015 privind codul de procedură fiscală. Având în vedere prevederile legii 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. În demersul articolul 26 și articolul 36, alinia 2, litera B, alinia 4, litera C, ale articolului 45, alinia 2, litera C, din legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale și amenzile în sume fixe, cu cote procentuale pentru anul 2016, astfel cum sunt redate în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport sunt creanțe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Pentru neplata la termene enunțate la alineatul 1, contribuabilul datorează majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport datorate aceluiași buget local de către contribuabilii, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plătesc integral până la primul termen de plată. În cazul contribuabililor persoane fizice sau juridice, pentru plata cu anticipație până la data de 31.03.2016, inclusiv a impozitului pe clădire, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o bonificație de până la 10%. La noi a mers 10% în fiecare. Taxa pe clădiri, teren, taxa pe clădiri sau taxa pe teren se plătește lunar până la 25 a lunii următoare fiecare luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor și taxelor locale datorate pentru anul 2016 și intră în vigoare începând cu 1.1.2016. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei și se va comunica prefectului județului Bacău, biroului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei. Dacă îmi permiteți, voi da citirea anexei 1, unde se prevăd acele... Impozitul pe clădiri, impozitul și taxa pe clădiri la persoane fizice, calculul impozitului pe clădiri rezidențiale și clădiri anexe aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08 și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Aici trebuie să stabilim cota care se va aplica la clădirile rezidențiale pentru persoane fizice, că vor fi și clădirile nerezidențiale persoane fizice și clădiri mixte și aici să se stabilească cota care va fi aplicată.
începem cu anul întâi. Deci cota este între 0,08 și 0,2%. Discutăm punctual. Cum doriți. Dacă sunt de lămuriri vis-a-vis de punctul ăsta, este foarte important. Avem în comună cu clădirile rezidențiale? Clădirile rezidențiale sunt clădirile de locuit. Vechile. Vechile, clădirile noastre în care locuim. Clădirile nerezidențiale sunt acele clădiri unde se desfășoară activități economice. Clădirile mixte sunt acele clădiri unde se desfășoară, unde se și locuiește, dar avem și un spațiu pe care îl va declara fiecare, pentru că nu au apărut normele și ne rezervăm dreptul de a modifica dacă apar normele, cu toate declarațiile, toate persoanele astea vor face declarații, cu câți metri pătrați este ocupat spațiul economic. Și astea, clădirile mixte sunt și cele care, în care se locuiesc, dar au și un spațiu... Și rezidențiale și... Rezidențiale. Clădirea de locuit, nerezidențială este toată clădirea unde se desfășoară doar activitatea economică. Da. Iar cele mixte... Am înțeles. Anul trecut încă ne-am încadrat. Unde eram? În sumărită. Vis-a-vis de procent. Da, anul trecut ca procent. 1% era... 1%. Nu am hotărârea veche, nu reușesc să țin chiar. Dar era 1%, parcă la valoarea care... La valorile impozite. 1%. Ar trebui, da. 0,2, 0,08, 0,2. Da, 0,2. Păi, 1 pe 5 din valoarea de anul trecut. Nici nu putem să... Deci avem valori unde ne vom trebui. 1% sau 0,1? 0,1. Asta mă interesează. Ceva. Cred că era 0,1. Bine, dar am modificat la toate. Acum au dat posibilitatea, numai majorarea Consiliului Local poate majora cu până la 50%, deci nu mai e strict acea limită de până la 20%. Deci au dat marja și au schimbat indicatori. Au dat marja să majoreze Consiliul Local până la 50%, n-am mai ținut marja de până la 20%. Anul trecut, după cum știm, parcă s-a majorat cu undeva 10%. N-am avut majorări. Am avut acum 2 ani, cei 16% prin hotărâre de guvern. Deci noi n-am majorat cu până la 20% de foarte mult. Da. Nu știu dacă ne interesează foarte tare să mărim. Acum trebuie căutat acel procent care să ne încadre început în cheltuielile vis-a-vis de balanță pe anul trecut, pe ani trecuți. Corect. 08, asta e sub nivelul 0,809. 0,08, e sub nivelul 2 ani. Păi s-au schimbat și valoarea impozabilă? Sigur, 0,08 e mai mare decât valoarea de acum 2 ani, de anul trecut. Deci, dacă vreți, așa... 0,09%, lasă-vă gândeați. Ca o părere, dumneavoastră să vedeți. 0,01. Deci dumneavoastră sunteți cei care hotărâți, dar... Domnilor, vă rog puțin atenție. Eu aș veni cu o propunere, să fim cât mai aproape de limita minimă. Minimă. Bineînțeles. Și corect. Da. Limit. Și așa... Deci înțeleg că e obligatorie majorarea. De la 0,08 sau 0,08? Astea sunt între 0,08 și 0,2% dumneavoastră. Din valoarea de impozitare a... Pentru că se aplică la niște indici care deja avem în tabel, care sunt pe lege, n-avem voie să... Era 0,1%. Așa. Nu mai știu exact. S-a majorat. S-a duplat. Da. Deci a existat o primă propunere, mai există și altă propunere, dar până atunci, ce permisiune? Cu 0,1% ne încadrăm la plafonul anilor trecuți sau cu 2 ani, vis-a-vis de... 0,1% la indicatorii care sunt acum, sigur e mai mult ca anul trecut. Sigur e mai mult, sigur. Da. Bun. Nu putem să exemplificăm ca sumă, așa cu procente, că cu virgula asta o mutăm mai încolo, că mai încoace. Să ne simplificăm pe o sumă. Cineva care are de plată 1 milion, cât îi se majorează? Nu cred așa. Cred că e vorba de o clădire, să spun, luăm exemplu, o clădire din cărămică, în suprafață de ce valoare de impozitare are? Așa. Sau valoare de inventar, că
Procentul ăsta se aplică la valoare din... Nu te calcule, pentru că aici, așa, de exemplu, avem valoare impozabilă la o construcție cu instalații de apă, așa, canalizare, așa, valoare impozabilă este 1000 de lei. 1000. Așa. Dar la această valoare se aplică procentul de 0,08. De 0,08. Și iese, vă dați seama, da, și... Suprafața clădirii care se trece în program, când noi avem programul SOBIS, avem suprafața clădirii de 50 de metri pătrați, se aplică niște indicatori, deci avem funcție de rang, de zonă, deci nu putem așa face, în momentul când facem programul. 0,08 indicatorul minim și noi putem să-l mișcăm sau să-l lăsăm pe ăsta, bine. Păi mulțești, 1000 ori 0,08. Deci nu mai sunt clădiri de 50 metri pătrați, de cărămidă, de apă și canalizare. Are valoare, zicem, 100 de milioane. Ia să amestecă 0,08. Da, am trecut a fost 0,1. Deci e minimul. Noi ar trebui să facem 0,0 cumva nou. Suntem ca mișcați așa. 0,1. Deci poți să cobori sub 0,1. 36 de lei, să zic. La o suprafață de 45 de metri pătrați. Am luat-o un... Da, 0,1. Ați calculat, așa. Nu, cu 0,08. Și cu 0,1... Mai e mult mai mare, clar. Cu 0,1 vine 45. Da, în loc de 30. Avem dreptul să și coborăm? N-avem 0,08. Asta e legea. Deci este legea. Nu, am înțeles, anul trecut a fost 0,1, da? Acum marja este între 0,08 și 0,2, da? Da. Eu ziceam să fiu 0,09. Cât stabiliți? Da, anul trecut a fost 0,1. Deci noi înseamnă că erau și indicii, erau 1000, erau 935 în valoarea impozabilă la... Valoarea din vedere era mai mică. Din punctul meu de vedere 0,09. Propunerea mea. Domnul președinte, vă rog. Se poate? La propunere? Ca să vadă că am mișcat și totuși din zona 008, noi trebuie să ne ducem foarte puțin în sus. Nu simt cetățeanul prea mult. 009, să zic. Bun, e punctul meu de vedere. Mai există și altă propunere? Dacă tot avem posibilitatea asta de a... eu zic să rămână 008. Cu cine? De ce să... De ce să mai mărim? De ce să mai mărim? Adică și mi 009, ci mi 008. Nu, nu avem, deci, dar de atâta timp că nu sunt, nu, nu, aici stă, nu suntem obligați de lege să facem majorare. Da, deci, există și posibilitatea, dar asta faceți acum că... Da, dă o notă că vrei să... Deci, vrei să bai la buget. Vreau să ce aduci. Cum povă cetățean. Pe cetățean chiar... Și așa dacă i-am tăiat de tot taxele la Bucura. Deci supun la vot prima propunere a domnului primar. 0,1. Fiind două propuneri de 0,9, supunem la vot. Păi nu suntem de acord cu aia. Bun. A doua propunere. Cu 0,8%. Cine e pe? Mulțumesc. Împotrivă. Bravo, domnul. Mulțumesc mult. Fericire. Este de o protecție socială. Da. Al doilea. Nu, nu, nu. Nu al doilea. Continuăm cu... Da, doamna secretar. Nu are. Deci la clădiri. Doamna secretar. Da. Dar pentru mine aveți o mamă consilieră. Nu, n-am făcut. Nu pot să mă ghidez. Este la domnul Marinona. Ei, schimbă. Păi, stămnii, poate intra cumva. Vă mai rânduiți la ea, că o lucra foarte mult la documentul ăsta. Deci trecem la articolul 458 pentru clădirile nerezidențiale. Acestea sunt acele clădiri care sunt folosite în scop economic. Aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 și 1,3% asupra valorii care poate fi. Valoarea rezultată printr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anterior anului de referință, valoarea finală a lucrărilor de construcții în cazul clădirilor noi construite în ultimii 5 ani anterior anului de referință,
valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anterior anului de referință. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitățile din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor aliniatului 1, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform articolului 457, care vi l-am citit pe mine. Aici avem de stabilit la clădirile nerezidențiale acea cotă. Aia de 0,2 și 0,3% care se aplică la valoarea... Iarăși trebuie să facem un exercițiu. Deci asta la spații comerciale. Aici nu, da, aici nu avem de unde să știm, pentru că această valoare se aplică la valoarea de inventar, la valoarea care o aduce cetățeanul în baza unui raport de evaluare sau în baza unui lucrări. A terminat construcția și este valoarea reală a construcției care este trecută. Da, deci aici procentul e mai ușor. Se aplică efectiv 0,2, să zic, la deci Consiliul Local și poate de... să stabilească între 0,2 și 1,3. Dacă îmi permiteți, anul trecut cât... Nu a fost. Aceste, sunt câteva puncte la clădiri, terenuri și mai puțin la temeteuri, aici așa nu avem. Astea sunt noutăți în codul fiscal. N-am avut, am avut clădirile de locuit și clădirile aparținând persoanelor juridice. La fel aș veni cu o propunere, având în vedere că marea majoritate a societăților plătesc extraordinar de multe taxe. Nu știu dacă se cade ca și Consiliul Local să mai aducă, să mai, aș zice un 0,2%, având în vedere la cât de multe taxe plătesc fiecare societate. Îți mai merge magazinul, Cătălin? Cum? Îți mai merge magazinul? Merge, tocmai de-aia am și... Tocmai de-aia. Și nu aduci. Nu vrei să-mi dați loc? Agenții economice. Deci este una din propuneri. Vă rog. Da, domnule consilier. Fiind vorba că, hai să spunem, cetățenii sunt cu probleme, nu putem să ne aplicăm tot cu cauză socială și la agenții economice. Aici ar trebui să-i taxăm, că au niște venituri. Și dacă noi am taxat și pe ei, comuna, stăm așa... în întuneric. Având activități, profituri, trebuie să mărim baza de impozitare. Spune un procent. Eu spun că să ne ducem la 0,06, cred. Propun, 0,06. 0,06, pardon. Era mișto 0,06. Eu aș întreba ceva, dacă avem câți agenți economice avem noi? Nu are importanță. Aproximativ, nu e o cifră neapărat. Eu ce am eu în evidență ca și plătitor de impozit pe clădiri, toți sunt proprietari, să zicem, în jur de 50 și, dar ei sunt care au, acum vom vedea, pentru că ei sunt foarte mulți, poate sunt mult mai mulți, dar care au contract de comodat între persoana fizică pe spațiu care l-au închiriat. Știți? Așa. Că sunt foarte mulți care sunt în baza de date, dar ei nu mai funcționează sau sunt suspendați. Și nu. Iar acum vom vedea real, pentru că ei vor trebui să declare acel spațiu, acea cămăruță, acea... Sigur. Deci a existat o propunere. Dacă două, mai există... Două sunt propuneri, da? Și alu domnul, da. Dacă mai există și altele. Eu vin și eu cu o propunere, am dreptul, sigur. Eu mă gândesc atât la nivel comunal, cât și la nivel național. Am luat cifra și la nivel național, ca și o comparație. La nivel național, în vedere datele de la, din mass media așa, e într-o foarte mare cădere, așa. Se închid. Aceste servicii, sigur că, dar tocmai urmare a celor taxe și impozite pe care le plătesc și în afară de acestea, care au venit acum suplimentară. De aceea eu vin cu propunerea să mergem pe mine. Dacă mai există și altcineva altă și altă propunere. Domnul Valeriu, și eu aș vrea să adaug ceva la această problemă. Că mi-aduc aminte de anii trecut că niciodată nu ne-am depărtat de interesele oamenilor și aș propune să mergem pe valori minime, mai ales că la anul vor apărea, pe lângă aceste noutăți care le-a subliniat doamna, vor apărea și niște taxe speciale, cum este cea de salubritate, care se va aplica de la 1 ianuarie și omul
nu trebuie să simtă dintr-o dată greu dus pe nimeni și noi să ținem cu oamenii că ei ne-au ales și să mergem pe valori minime, să nu-i speriem nici pe cei care au societăți comerciale, fiindcă noi nu trebuie să îndepărtăm, trebuie să încurajăm dezvoltarea comerțului în comună și să apară cât mai multe societăți comerciale, fiindcă și astea vin cu îmbunătățiri la bugetul local și astea dezvoltă economia locală. Și producții și... Da. Deci noi trebuie să ținem cont de aceste valori minime, să nu ne hazardăm acum, dacă legea ne dă dreptul să mergem nu știu cât. Lasă, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Atât am avut de, da, de spus. Mulțumim. Mai avea domnul Dohotaru, vă rog. Da. Din punctul de vedere al meu, țin și politica Partidul Național Liberal pentru încurajarea întreprinderilor mici și mijlocii. Noi, în Comuna Ștefan cel Mare, nu avem întreprinderi foarte mari ca să... Deci mergem pe întreprinderile mici și mijlocii. Aș merge tot pe minimul, pe 0,08%, pentru a încuraja în continuare acest fenomen. Și mai era domnul consilier Sergiu. Din expunerea din motiv am înțeles că este o taxă nouă, această taxă. Și eu propun să mergem pe minim și de-abia la anul să vedem ce presupunem ca un coeficient în buget și dacă o fi ca sumări. Deci, având în vedere că nu a fost până acum taxa asta, am înțeles. Deci e o chestie nouă, hai să mergem pe minim. Să pui o taxă mare și să nu poată să nu poate să o... Da, așa, mai legat, minimă. Și asta și la nivel guvernamental, nu vedeți, au redus taxele ca să stimuleze omul să-și plătească dările. Până acum. Vă cer permisiunea, da, în vedere faptul că au fost cele mai multe propuneri de minimum, vă cer părerea vis-a-vis de 0,2%. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Marin, abține. Da, mulțumesc. Celelalte... Deci toți sunteți sociali, dar toți vreți minim. Și la aia trebuie. Unde vin banii la comun atunci? Da. Am terminat discuția. Toți aveți curiești. Sunteți sociali, democrații. Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice, impozitul sau taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08 și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru clădirile nerezidențiale, deci nu trecem la nerezidențiale la persoane juridice, pentru că avem de stabilit iar un procent aici, clădirile rezidențiale a persoanelor juridice. Cota este între 0,08 și 0,2. Aici ce ar fi sediile de firme. Nu neapărat, nu se locuiește persoana care are firme. Da, unde locuiește persoana care are firmă? Și treabă, are firma într-o parte și locuiește... Persoana fizică. Persoana juridică este firma care are personalitate juridică. Deci cam deci birouri, sediile are de firme. Și clădirile rezidențiale a persoanelor juridice. Asta e tot o noutate. Da, tot o noutate, da. Noi avem pe raza. Și ce locuiește acolo? Care sunt valorile? Nerezidențiale sunt, cum ar fi, să zic, ca un exemplu, firma lui Alpatu, pentru că acolo, efectiv, e cutate economică. Nerezidențiale. Maxim. Valoarea pentru clădirile nerezidențiale... La rezidențiale. Așa, între 0,08 și 0,2%. 0,2% exact că îți plătești impozitul. Da. Exact. Deci aici avem de ceva, sunt părerea mea. Atunci ce mai dezbatem noi aici, dacă vreți minim tot. Hai să votăm că vrem minim, pragul minim, cum e aici și nu ne mai pierdem timpul, domnul consilier, vă rog, nu v-ați înscris la cuvânt. Dacă vreți să aducem bani. Nu v-ați înscris la cuvânt, domnul Dohotaru, vă rog. Pierdem timp. Deci... Ne-am târbit. Părerea mea este pentru a încuraja și alți întreprinzători să vină în comună la noi pentru câțiva ani de zile. Știu eu când vom putea ca să creștem taxele și impozitele, când vom putea face venituri așa ceva, venituri mai mari. Să mergem minimum și aici pentru a încuraja și alte societăți să vină să-și mai facă sedii la noi în comună și poate să lucrez în altă parte și profitul să-l aduc aici. Să își facă sedii la noi. Pentru că vor fugi. Dacă vom pune un
o taxă undeva aproape de maxim, se va orienta la comuna cealaltă, unii va fi mai puțin și nu vom atracți de loc. Băi, nu. Cetățeanul meu interesat din plătire. Domnul Marin, vă rog frumos, ne-ați promis deci, că suntem disciplinați, vă rog. Noi dacă o să plătim, o să... Dar nu vorbim la subie că eu președinte, nici nu să nu înțelegi fenomenul ăsta aici. Adică, cum păi da, chiar de bine suntem... Vă rog. Noi dezbatem ceva și vorbim fiecare, cum înțelegi. Dar să încurajăm să facă mai mult. Domnul jurist, în aviază, mi-ai spus aici. Da, domnul domnul. Ca să încurajăm să facă mai multe întreprinderi mici și mijlocii la noi în comun și chiar și mai mari, să mergem pe un impozit minim la toate. Pentru că, pe urmă, Căiuțul merge cu impozite mai mici decât noi, va face active, va avea sediu firme acolo și la noi nu are să deci, mai plătească nimic. Deci să sintetizăm. Mergeți pe mine. Da, eu este propunerea mea. Da. Stric. Domnul consilier Zlotu, da. Ținem cont că valoarea minimă la clădirile rezidențiale este valoarea maximă a impozitului pe clădirea unde ai firma, unde ai. Eu zic că e același lucru. De fapt, cât plătește el pe impozitul pe clădire, unde are magazinul, plătește și pentru birouri. Dacă eu propun să fie 0,2. Aici vor veni normele, pentru că normele la codul fiscal n-au apărut. Ei spun că le vor da până la sfârșitul lunii. Și am menționat aici că ne rezervăm dreptul pentru a modifica eventuale acele modificări. Așa. Pentru că n-au venit normele, acolo dă toate explicațiile. Atunci noi ce vorbim aici? Suntem obligați în luna noiembrie, suntem obligați să stabilim impozite pentru anul următor. Pariția legii. Dar are importanță lucrul ăsta. Gândiți-vă la un lucru. Dacă plecăm pe o prevaloare mai mare decât 0,2 și vin normele de aplicare, cine știe cu cât, unde mergem? No, în norme majoritatea dau explicațiile, ceea ce nu înțelegem noi poate. Da. Domnul Serghii, vă rog. Având în vedere, după părerea mea, majoritatea societăților comerciale care au activitatea pe raza comunii Ștefan cel Mare, au caracter de subzistență. Deci nu societăți gen marile depozite pe lângă București, comunile alea care au echipe de fotbal. Deci asta e o chestie de familie, deci nu e o băi de aici să face, nu știu ce, cu afaceri iese dintr-un chioș care e la aia acasă. Deci de asta eu consider să mergem pe partea minimă. Și considerea afacerii. Da. Dar ai treabă cu proprietul. Considerat. Mulțumesc. Eu... Deci ați terminat, domnul Sărghi. Am și eu, numai o să spun sigur. Am și o propunere. Eu mă gândesc că am firea asta la optimistă și aș vrea să cred că mâine mai bine decât azi, zic și eu. Mă gândesc că mâine, poi mâine, va veni un întreprinzător vis-a-vis de un depozit, având în vedere faptul că suntem la 8 km de oraș. În oraș nu se mai fac depozite, nici vor mai face. Și vin la zonele limitrofe. Și mă gândesc și eu că dacă, eu știu, nu găsești condiții vis-a-vis de, și de partea pecuniară privind impozitele, sigur că nu o să merg. Deci merg și eu pe valoarea minimă, ca să propunem. Da, domnul colegi, Marin. Noi, cu tot respectul, fiecare cu opinia lui și părerile lui, dar se pare că din start am greșit analizând aceste prague și impozite. În primul rând, domn președinte de ședință, consider din punctul meu de vedere nu s-a pregătit deloc să conducă această ședință. El confundă atragerea de capital în comună cu ce trebuie să stabilim noi azi existent pe impozit de clădiri. Că sunt rezidențiale, nerezidențiale, firme și etc. Dacă noi vrem o comună să ne dezvoltăm, păi cum ne putem noi dezvolta vreodată când menținem pragul minim? Hai, am înțeles. Face protecție socială la populație. Dar nici măcar la agenții economici nu trebuie să-i stoarcem de bani. Cine spune că maxim? Da, spune că da, păi ăștia trebuie să contribuie. Ăștia trebuie să contribuie la bunăstarea comunității. De bea acum suntem tâmpiți. Nu știu, poate era eu, mai de mult. Te-ai făcut mai tâmpit. Dacă vrei o parafrazare. Da. Eu, punctul meu de vedere, am înțeles și dezbat din greșire. Dar aveți majoritatea, vă dați cu contrarea. Este punctul dumneavoastră de vedere. Eu vreau să fie scris exact doamna juristă ce a spus aici. Este punctul dumneavoastră de vedere, noi îl respectăm și trecem la vot. Deci iarăși au fost cele mai multe. Dați voie. Păi da, dar am spus că ați terminat. Nu am spus. Scrieți acolo câte sunt. Am spus să fie atent, doamna secretară, să consemneze exact ce spun.
Lasă, dacă nu s-o pregătit până dacă, acum, să dacă ascultă. Dacă nu o făceați atent, nu consemna. Sunt păi sunt, da. O să verific, să văd, exact. Rog, da. Uite da. Că eu m-am registrat ce am vorbit acum. Da, oh, sărmă, da? Da. Da, vă rog, la tău. Da, așa-i punctul meu, vedeți, mulțumesc. Da. Da. Dacă îmi dați voie și mie la ceea ce a spus domnul Marin cu dezvoltarea comunei, dezvoltarea comunei nu se face prin a mări niște impozite la populații sau la persoane fizice. Dezvoltarea comunei se face prin atragere de fonduri. 20-30 de ani. Și așa. Și. Nu o să faci niciodată investiții de câteva zeci de miliarde cu impozitele de la clădirile. E adevărat, așa. Cu 102 de lei care ești. Da. Da. Bun. Da, trecem trecem la vot. Vă rog frumos, fiind cele mai multe propuneri de 0,08%, propun la partea minimă. Deci, partea minimă. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Deci o abținere, domnul Zlotu, și o împotrivă, domnul Marin. Da. Mulțumesc. La cealaltă... Da. Pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea sau deținute de persoane juridice, impozitul, taxa pe clădiri, se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 și 1,3%, inclusiv asupra valorii impozabile a clădirii. Aici vreau să... Îmi spun un lucru, pentru că anul trecut, aici sunt majoritatea persoanelor juridice, cum ar fi Alpado, cum ar fi regional, acum sunt vechile societăți ale noastre, anul trecut am mers cu 0,5, singurul an pare mi se care a mers, noi în alți ani mergeam cu 1%. Așa, din informațiile mele, toate primăriile au mers cu 1,5, au mers pe maxim. Acum nu putem să venim cu, ei au dat majele astea, da. Nu putem să mergem sub... ceea ce am avut anul trecut. Nici fără discuții. Fără discuții. Da. Vă rog, propunere. Pot să vin eu cu o propunere? Nu a fost anul trecut. Nu, vedeți, atenție că anul trecut a fost sub limita. Sub limita. A fost, cred că, foarte... Exact. A fost o 0,5 exact. Și s-a văzut. Și s-a simțit, și s-a auzit, da. Noi, deci, în alții ani, majoritatea anilor, legea ne-a dat între 0,5 și 1,5. Și da. A mers an la rândul cu 1,1%. Eu propun 1%. Dacă mai sunt și alte propuneri, domnilor. Altă propunere, domnule. Domnul președinte, ca să fim obiectivi așa, dacă știți o persoană, o speță care vătă, a nominalizat acolo firma Alpado, dacă a fost totul la baza de minim, de ce pe asta să-l taxăm în plus? Oare? Că îl cunoaștem cumva? Nu, eu n-am zis. Eu am zis o firmă mare cunoscută cel puțin. Exact. De atunci, nu neapărat. Dacă pentru agenții ceilalți economici avem răbdare, suntem răbdători cu ei la baza minimă și ați adus numai argumente pro, aduceți și nu domnul ăsta. N-am nimic împotrivă. Eu, din punctul meu de vedere, și el tot pe maxim așa. Deci, impozitat. Pe maxim. Dar dumneavoastră ar trebui să veniți minim și la ăsta. Din raționamentul meu. Care e propunerea dumneavoastră? Care... Eu nu propun nimic la capul. Da, atunci nu știu ce ați mai luat cuvântul. Altcineva care dorește să discute. Vedeți cum se bat campul în cap. Domnul, în primul rând, trebuie să faceți deosebire diferența între clădirii rezidențială și nerezidențială. Deci, aici este chestia, că la una mergi pe minim, la alta mergi pe maxim. Sau între. Noi suntem între în cazul ăsta. Să nu cerem la unele persoane chiar atât de mult, vă rog frumos. Da. Domnul Serghi, vă rog. Tot din expunerea de motiv, am înțeles că anul trecut a fost taxa de 1,5. 0,5 la noi. 0,5. Da, 0,5 la noi, 1,5 la... Da, la persoane... majoritatea. Persoane juridice, da. Majoritatea, deci... care au spații mari sau spațiile alea au... Așa. Deci cât a fost anul trecut? La 0,5. Dar ani de zile v-am zis a mers cu 1 și... E, atunci am înțeles bine totuși. Deci, ani de zile s-a mers pe 1,5, deci partea superioară. S-a mers și pe 1,5, s-a mers pe 1. Deci dacă mergem pe 1, înseamnă că venim tot sub... Sigur că da. Tot în avantajul lor. Deci mergem pe 1. Este mai mare decât 0,2 și mai mic decât 1,3. Este, da. 0,5 a fost. 1,5. Maximul. Bun, și alte propuneri, vă rog. Și acela lucru, dacă este bine pe 1. Nu mai știu, valoarea totuși e destul de mare, și cu 0,1%.
Nu este, pentru că acum s-a exclus acea noțiune din lege unde firmele care nu își făceau reevaluarea se impozita cu 10-30, cu 10%, dacă nu își făceau reevaluarea în ultimii 3 ani, s-a exclus. Deci toate societățile care nu își fac reevaluarea în ultimii 3 ani ai anului de referință, deci excludem anul ăsta, e 5%. Au băgat un barem. Deci nu mai sunt acele procente foarte mari. Dacă nu-ți faci reevaluarea în ultimii 5 ani, 30% maxim, s-a putut era la mână. Deci, oricum, e bine. 1% sunt și eu de acord. Da. Mai dorea domnul Dohotaru, parcă. Tot de la fel, 1%. Deci, mergem pe cele mai multe propuneri de 1%. Cine este pentru, vă rog? Împotrivă? Abțineri? Abține domnul Maria. Mulțumesc. În următorul. Da, nu mai trebuie să mă trec și eu aici. Pentru că vilele rezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice, utilizate pentru activități în domeniul agricol, impozitul sau taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului sau a taxei pe clădire este de 5%. În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform aliniatului 1 sau 2, după caz, va fi datorat de proprietarul clădirii. De ce? Aici așa este vorba de... Cotă fixă. Aici e cotă fixă. Da. Da, aici e cota fixă care nu. 0,4. Între 0,4. Nu, aici 0,4. Cota de 0,4 este clar, în agricol. Și practic nu avem ce discuta. 0,4. Deci suntem de acord. Cine este pentru? Vă rog. Păi dacă îi legi, ce să mai... Aici, da. Iar aici, ca să mergem puțin la... Bonificația este de 10%, rămâne 10%, ca să știm, nu? Da. Se pune la 10%, dar an la rând o aveți cu bonificația de 10%, rămâne aceeași. Să rămâne o obișnuință, mare e să o... Să ține la oricine. Impozitele care se plătesc, care sunt în comandul de 50 lei, inclusiv se plătesc în 30 moarte aici, deci... Da, la rând. Da. Diferența este că taxa pe clădiri sunt concesionările care, așa, cei ce plătesc taxa pe clădiri și pe teren nu se mai plătește și nu mai au voie la bonificație, se plătește lunar până pe 25-a lunii următoare, fiecare luni. Deci cei care au față de ani trecuți. Da. Așa, nu mai au termene de plată. Am înțeles. Se plătește lunar, iar dacă depășește acea lună, plătește 2%. Exact. Penalități. Articolul 461. În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, aici nu prea avem cazuri. Dacă cu leasing sunt niște chestiuni de care noi nu ne-am lovit niciodată. Nu sunt. Stai să vedem numai dacă avem ceva de stabilit în quantum. Nu este nimic. Cote, nimic. Așa. Impozitul și taxa pe teren. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, precum și terenuri înregistrate în registrul agricol la alte categorii de folosință decât cea de terenuri cu construcții, în suprafața de până la 400 de metri pătrați inclusiv, impozitul sau taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimat în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel. În rangul 4 este satul o reședință de comună, iar rangul 5 sunt satele componente. Sunt limitele între 711 și 1788 în rangul 4, în zona A, rangul 5 între 569 și 1422. Deci 711 și 1788. Da. Iar în satele componente ale comunei, între 569 și 1422. Aici iar vreau să precizez, pentru că noi am avut deja stabilit, noi am avut anul trecut 889 la rangul 4 și 711 la rangul 5, la satele componente. Deci aici iar nu putem cădea sub... Am înțeles, sub 569, da. Sub 889. 889. Da, nu putem, ne ducem 7-8 ani în urmă. Sub de moare și așa. Da, aici... Aici azi e sub de moare. Da. Da. Clar că aici sunt cei se stabilesc, se vor trece toate suprafețele de până la 400 de metri pătrați, da. Terenuri
indiferent dacă omul, să zic, are o curte și nu are prevăzut în registrul agricol sau un act 400 de metri pătrați curs construcții și are intravilan, se impozitează diferent, doar 400 de metri intravilan. Iar diferent, să zic că el are 1000 de metri intravilan, se impozitează intravilan 400 și 600 se duce la categoria terenului curți. Unde... Curți construcții. Da, și se duce la, nu, la până la 400. Până la 400. Iar diferența se duce la categoria terenurilor intravilan. Nu intră arabil, intravilan, pășune, intravilan, vilivezi. Da, da. Deci aici e noutate în lege cu, că se învăță până la 400 de metri. Pentru că au considerat că sunt curți care nu sunt terenuri cu construcții, care sunt case care nu au terenuri cu construcții. Aici da. Ele sunt... ca și cuantum sunt mai mari, ca și anii trecuți? Păi îi dau marja între 711 și 1788 în rangul 4 și 569 și 1422 în rangul 5, statele componente ale comunei. Da. Aici am avut 889 anul trecut. Da. La rangul 4 și 711 în statele componente. Deci noi nu putem să ne ducem da, sub... Da, înțeles. Am înțeles. Vedem în pantalea lor. Da. Domnul Bontaș, vă rog. Eu aș propune să rămânem la nivelul anului trecut, dacă se poate. Pentru că așa am văzut a fost. Anul care a fost, agricol a fost. Dar mai e ceva. Spuneați mai înainte că taxele și impozitele, nu neapărat pe clădiri, eu mă refer și la agricol, ele sunt, ca și potență de achiziționare taxelor, sunt în scădere. Așa da. Înțeleg eu. Da. Ori dacă noi mai punem cumva mai sus. Mai sus, atunci nu mai... Și mai impun un argument care... Ne înregistrăm cu rămășiți mai mari. Exact. Da. Gândiți-vă că, deci, cu fiecare an care trece, cei care rămân să lucreze pământul, condamnați-mă cum vreți, dar scad mereu. Așa că... Da. Da, vă rog, propune. Da. Și eu sunt asentimentul masiliei, având în vedere... Că și așa sunt foarte multe restanțe la nivel local și vreau stare să le mai mărim. Aici cei care aveau 1000 de metri pătrați cu construcție ies în avantaj pentru că nu se impozitează decât 400. Ei deja au câștigat. Da. Dacă se poate spune câștigat. Da, da, da. Erau care aveau 1000 de metri pătrați. Da, domnul Tana, mă rog. Deci, din punctul meu de vedere, pământul, terenul arabil, pentru că nu scoate profit, eu n-aș pune niciun fel de taxă, dar dacă totuși sunt niște taxe care trebuie să se... Deci, este punctul meu de vedere. Nu se scoate profit, dacă nu ne-ar subvenționa Comunitatea Europeană sau alte... Așa, noi n-am... Deci, lucrătorii care lucrează la agricultură n-ar scoate profit. Nu aș pune niciun fel de taxă, dar dacă totuși există o taxă, să mergem pe cea mai mică, pe minimul. Da, da, da. La nivelul anului trecut. Da, da, da. Bun, altă propunere, vă rog. Nu mai este. Deci, supunem la vot cele două propuneri, adică minimul 711 și 8. La nivelul anului trecut. La nivelul anului trecut. Da, da, la nivelul anului trecut. 89 a fost în statul reședință și 711. Da. În satele componente. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc mult. Toată lumea este pentru. Așa, pentru stabilirea impozitului a taxei pe teren potrivit alineatului 3, se folosesc sumele din tabelul următor, estimate în lei pe hectare. Aici este vorba despre terenurile din intravilan. Și avem în 28, astea au rămas la fel ca anul trecut. 28 de lei. Dar nu intravilan. Nu, e arabil. Intravilanul. Pentru tot. Intravilanul din tot terenul intravilan. Că avem pe categorie arabil. Pășuni, fâneți, vili, vezi și după aia intrăm în... Asta este. Pentru până acum am vorbit doar de terenul cu construcții, da, până da, la da, 400 da. De metri pătrați. Și la asta a fost anul trecut cât a fost? Anul trecut. Păi, 89. Deci, până la deci, așa, s-a discutat acum, despre asta. Aici au intrat majoritatea curților. Da, exact. Aici, în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categorie la alte categorii de folosință decât de cu terenuri cu construcții,
Pentru suprafața care depășește 400 de metri pătrați, impozitul, taxa pe teren, se stabilește presumțirea suprafeței terenului estimat în hectare, cu suma corespunzătoare în alineatul 4, iar acest rezultat se înmulțește cu un coeficient de corecție corespunzător prevăzut la alineatul 5. Și aici intrăm, avem coeficienții de corecție în rangul 4, avem un coeficient de corecție de 1 și 10. La rangul 5, satele componente, un coeficient de 1, care se aplică la aceste valori. Terenul intravilan din arabil este de 28 de lei, pășunea 21 de lei, acestea au rămas la fel. Fânațul 21 de lei, viile 46 de lei, livezile 53 de lei, păduri, alte terenuri cu vegetație forestieră 28 de lei, terenul cu ape 15 lei, drumurile și căile ferate nu se plătesc, teren neproductiv nu se plătește. Iar la terenul, la sumele acestea se aplică coeficientul de 1 la negoi, să zic, și la satele comun, și este impozit. Pe rang. Se aplică un coeficient de corecție. Aici astea sunt, nu s-au schimbat. 28 de lei pe ce suprafață de teren? Da, păi la hectare. La hectare. Da. Aici, la articolul 465, deci rangul 5 în coadă sunt satele componente și negoiește statele ședințe de comun. La articolul 465, cu excepție de la prevederea alineatul 2.5, în cazul contribuabil persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, asta este o prevedere veche. Înregistrat în registrul agricol altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul pe teren se calculează conform prevederea alineatului 7, numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții. Deci dacă ei au prevăzut intravilan, ei trebuie să facă dovada că fac agricultură în acea suprafață de intravilan. Dacă nu, se trec la teren cu construcții. Da, nu poate o societate să aibă teren intravilan decât dacă face dovada că poate ceva de pe acel teren agricol. Impozitul și taxa pe teren sunt toate în extravilan. În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul sau taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la articolul 457 alineatul 6. Sunt aceiași coeficienți. De corecție, da. Da, din acel. Și avem terenul cu construcție în extravilan 31 de lei, terenul arabil 50 de lei, pășunea 28 de lei, fâneața 28, viile pe rod 55, vie până la intrare pe rod nu se plătesc, livada pe rod 56 de lei, pădurea sau alt teren cu vegetație forestieră 16 lei, pădure în vârstă de până la 20 de ani nu se plătesc, taxa terenul cu apă, 6 lei, terenul cu amenajar piscicole, 34 de lei, căile ferate și terenul neproductiv nu se plătește. Aici, la fel, sunt aceleași chestii. Dacă se plătesc până în două rate, 30 numai de lei și nu s-a schimbat nimic, dacă sumele sunt sub 50 de lei, se plătesc până la 30 numai de bonificația, dacă este tot de 10%, rămâne aceeași. Noi vorbim pe fiecare capitol de venit. Sigur. Și alt, așa. În cazul în care contribuabil deține în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleași unități administrative TRO, suma de 50 lei se referă la impozitul și taxa pe teren cumulată. Taxa pe teren se plătește lunar. Taxa. Deci aici unde este vorba de terenuri concesionate, se plătesc lunar până la data de 25 a lunii următoare, fiecare luni din perioada de valabilitate a contractului. Și am terminat cu capitolul impozit clădiri și terenuri. Intrăm la impozitul pe mijloacele de transport. Da. Sunt nelămurit, vă mai consult o dată vis-a-vis de terenuri. Da, mulțumesc. Deci, la extravilan, vă rog, tare mult. Mai spuneți-mi o dată la arabil. Terenul arabil, un extravilan, este 50. Ok, mulțumesc. Da. Trecem la transport, mijloace transport. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport. Și avem motorete, scutere, motociclete. Aici nu s-a modificat nimic. Avem 8 lei la motorete, scutere, așa, motorete, triciclu și quadriciclu cu capacitatea cilindrică de peste 1600. Aici a intervenit, e 9 lei.
Autoturismele cu capacitatea cilindrică între 1601 și 2000 de centimetri, centimetri cubi inclusiv 18 lei, cu capacitatea între 2001 și 2672 de lei, cele cuprinse între 2601 3000 centimetri cubi 144 de lei, cu capacitatea cilindrică de peste 3001 centimetri cubi 290 de lei. Autobuze, autocare, microbuze sunt 24 de lei pe centimetri cubi, tractoarele înmatriculate 18 lei, alte autovehicule cu tracțiune mecanică sau masă total maximă autorizată până la 12 tone 30 de lei. Avem vehicule înregistrate, acestea sunt cele cu număr de comună, vehicule cu capacitatea cilindrică mai mică de 4800, între 2 și 4 lei. Aici, cât? La vehicule înregistrate. Da, da, da. Cu capacitatea cilindrică mai mică de 400, de 4800. Modificări față de anul trecut. Aici sunt amendamente. Cât? Sunt modificări față de anul trecut vis-a-vis de valoare. 2 lei pare mi se că a fost anul trecut. Auzi, da. Nu, nu, că aveți ce sunt aici. Cât era aici? Cât era? Nu știu cât era. La cine era? 4 lei. 2 lei au fost vehicule înregistrate cu capacitatea mai mică de 4.800 cm a fost 2 lei. Acum e la fel. Da, auto, n-am mai în față autoutilitarele, cât sunt, sau sunt... Capacitatea cilindrică. Autoutilitarele sunt 30 de lei pe centimetru cub, când se calculează taxele. Centimetru cub. Cu tracțiune mecanică. Împărțim la autoutilitare, împărțim, cât are, 3.000, împărțim la 200, ne iese fracțiune. Dacă ne iese 12,3, se ia 13, e obligatoriu, și se înmulțește cu 30 de lei și ne iese impozit. Să zic. Tot am înțeles. Deci, cât aveți, să zic, o capacitate a unei autoutilitare. Nu știu cât are. 2500. Da. Împărțim la 200 cât este fracțiunea pe centimetru cub. 200, atât. Înțelegi asta? Împărțim la centimetru cub. Vehiculele înregistrate cu capacitatea cilindrică mai mică de 4800 centimetru cub. Vehiculele înregistrate cu capacitatea cele mai mari de 4800 este între 4 și 6 lei. Cât stabilit? Anul trecut a fost 4. Stăteam de vorba. Ce înțeam de voi? Tot la minim, da? Și vehiculele fără capacitatea cilindrică, unde nu se cunosc, sunt acte care nu au prevăzute. Așa, taxa este între 50 de lei pe an și 150 de lei pe an. Și anul trecut cum a fost? 50. Rămânem 600 pe vechea taxă? Propune. Tot așa rămâne. Dacă se poate mai jos. Nu poți mai jos de nici. 50, da? Da. Adică n-am de... În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minim 50%. Nu înseamnă impozitul pe... N-am găsit nici pe... Impozitul pe mijloacele de transport hibride. Hibride sunt astea cu electricul, baterie. Mai vreau să spun o benzină cu reare fontare. Se reduc cu minimum 50%. Dacă avem vreun caz... N-am stimulat. Nu ești și pe benzină și electric. Da, mai e, Autovehicule cu transport marfă. Vă rog, atenție. Autovehicule cu transport marfă cu masa totală maximă autorizată egal sau mai mare de 12 tone. Aici sunt acele camioane mari cu 2, cu 3, cu 4 axe. Combinații aici nimic nu s-a schimbat față de anul trecut. Sunt aceleași taxe. Am înțeles că aceste taxe le majorează prin hotărâri de guvern. Deci, nimic nu... Putem trece peste? Da, da. Aici da, nu da, avem da, nimic de stabilit cu eficienți. La remorci, semiremorci cu rulote, până la o tonă au până la o tonă, remorcile semiremorci sunt 9 lei, peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone, 34 de lei, peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone, 52 de lei și peste 5 tone, 64 de lei. Da, sunt aceleași față de anul trecut și rămân la fel, da? Da. Am înțeles. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire și a altor avize de autorizație și autorizații. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban este egală cu suma stabilită conform tabelului următor.
până la suprafața pentru care se obține certificatul, până la 150 de metri pătrați, inclusiv... Mediul urban nu e interesant. Păi da, da, eu vă dau citire pentru că la noi, la mediul rural, se aplică 50% din taxele stabilite în mediul urban, de asta vă dau mai citire. Mare. Mm-hmm. La noi, la jumătate. La jumătate. Deci până la 150 de metri pătrați inclusiv, taxa este între 5 și 6 lei. A fost minim anul trecut. Deci rămânem pe minim și aici? 5-6 lei metru pătrați, da. Da. Pentru a obține certificatul de urbanism în funcție de suprafață. Între 151 și 250 metri pătrați inclusiv, taxa este între 6 și 7 lei. Între 251 500 metri pătrați inclusiv între 7 și 9 lei. Minim, da? Între 501 750 de metri pătrați inclusiv 9 și 12 lei, între 9 și 12 lei. Nu. Între 751 și 1000 de metri pătrați inclusiv, taxa este între 12 și 14 lei. 12. Pentru fiecare metru pătrat, pentru fiecare metru pătrat care depășește 1000 de metri pătrați, taxa este între 14 și se aplică un 0,01 la lei pe metru pătrat. Deci pe suprafața asta. Da? Pe an. Cât a fost? Sunt acela. E acela. Sunt acela, da. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală ceea ce vă spuneam, că se aplică 50% din... Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, de către primar sau de structurile de specialitate din cadrul Consiliului Județean, se stabilește de Consiliul Local în sumă de până la 15 lei inclusiv. Taxa pentru eliberarea unui... Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, de către primar sau de structurile de specialitate din cadrul Consiliului Județean, se stabilește de Consiliul Local în sumă de până la 15 lei inclusiv. Anul trecut a fost 13 lei. Ce propunem? Tot 13. Tot 13. Altcineva? 13. Ați judecat. Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție. Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alineatul 5 este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente. Pentru taxele prevăzute la alineatul 5 și 6, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcție, se aplică următoarele reguli. Taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită autorizația și se plătește... Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale. A fost la fel. Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare totală sau parțială a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. Rămâne aceeași. Da. E la fel pe lege. Da. Aici, taxa pentru eliberarea autorizației de furaje și escavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectarea terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte escavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și escavări cu o valoare cuprinsă între 0 și 15 lei. Și ăla a fost 0. A fost tot. A fost lei. Tot, dar nu trebuie. Da. Păi, tot. Da? Altcineva? Deci tot, da. Aici mai am. Aici. Taxa pentru eliberarea...
autorizații necesare pentru lucrări de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții care nu sunt incluse în alte în alta autorizație de construire este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier. Asta e în lege, nu avem. Da. Aici iar taxe pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, situate pe căile și în spațiile publice, este de 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat și suprafață ocupată de construcție. Deci, acolo, da. Da. Era 7 lei. Deci, lăsați. Da, aici e stabilit prin lege. Și aici, uși la 7 lei. Prin lege, da. Taxa pentru eliberarea unor autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele de publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrice. E taxa pentru eliberarea unor autorizații privind lucrările de racord. Racorduri. Da, am înțeles. Telefonie și televiziune prin cablu se stabilește de Consiliul Local și este de 13 lei inclusiv pentru fiecare racord. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă se stabilește de către Consiliul Local și este în sumă de 9 lei. Sunt la fel ca în trecut. Da. Trecem la un alt capitol. Taxe pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități economice. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare se stabilește de Consiliul Local și este de 20 de lei. Taxele pentru... Asta e fixă. Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, se stabilesc de către Consiliul Local și sunt de 80 de lei, inclusiv. Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAIEM 5-6-1, restaurare... Local, dacă ei fixează bilete. Să trecem mai repede. Persoana căror activitate este înregistrată în grupele CAIEN 561, restaurante, 563, bar și alte activități de servire a băuturilor și 932. Așa, alte activități recreative și distractive potrivit clasificării activităților din economia națională CAIEN, actualizată prin ordinul președintului Institutului Național de Statistică numărul 337/2007 privind actualizarea clasificării activităților din economia națională CAIEN. Datorează bugetului local al comunei, în a cărui rază administrativ teritorial se desfășoară activitatea, o taxă pentru eliberarea sau vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea acestor activități, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, în sumă de. Și aici trebuie să stabilim, legea spune, numai un pic ca... Păi nu, că e între... Nu, aici noi am pus, pentru că așa am văzut majoritatea primarilor din țară, au pus între, în funcție de metri pătrați, 50 și 100, între 100 și 150. Au stabilit ei niște bareme. Da, pentru că au băgat niște baremuri acum între... Da, deci până la 4.000 de lei pentru o suprafață de până la 500 de metri pătrați, inclusiv până la 4.000 de lei. Până la 4.000, da. Așa. Și între 4.000 și 8.000 de lei pentru o suprafață mai mare de 500 de metri pătrați. 500 sau 500? 500 de metri. Că era 400 cealaltă. Cât ai pătrat? Cât e maximul? Până la 50. 400, 4 milioane. Da. Mă rog, vă rog, discuții. Propunere. Atâta timp cât sunt. Până la, dar nu spune de la ce pleacă. Sunt fixate. Nu, majoritatea primarilor din țară, eu am mai studiat site-uri, au pus între, plecate la o suprafață. Așa. Între 50-100, între 100 și 150 de metri pătrați, din câțiva metri pătrați. Cam așa ceva. Deci, că... N-am stat, deci dacă și dumnealor au procedat la fel, eu merg pe aceeași propunere ca și a dumnealor. Da. Dacă există și altă propunere. Păi n-ai ce propunere. Exact. Bun. Dar nu-i propunere. Păi da. Da, mă duc până la 50 metri pătrați. Până la 50 metri, 4.000. Bine, spune până la.
dar sunt mai fix. Deci noi ne-am orientat așa, până la 50 de metri pătrați, 400 de lei, între 50 și 100 de metri pătrați, 500, între 100-150, 600, între 150-200, 700, între 200-300 de metri pătrați, 800, între 300-500 de metri pătrați, inclusiv 1000, și peste 500 de metri pătrați, 4000 de lei. Dar eu zic că majoritatea la noi sunt la minim la 50 de metri pătrați. Exact. Și a mers cât de cât a fost anul trecut, 4 milioane a fost anul trecut. Maxim 100 de metri. Dar acum nu mai avem alimentație publică. Au băgat tot codul Caen la... Da. Și nu mai avem baruri, avem și baruri, avem tot codul Caen. Și alimentație publică, și bar, și locuri distractive, și... Nu mai avem separat. Deci, 563, codul Caen 563, se referă la barul și alte activități. și toate activitățile din codul Caen. Deci, și depozit, material și tot e prins acolo sau nu mai merge? Nu mai avem. Nu mai merge. Tot, nu mai avem. Da, magazinul, alimentația, sau cum era clasificat, că aici mă depășești un pic. Magazin mix. Da, nu mai. Aici au băgat tot codul Caen. În funcție de fiecare... Așa, trebuie să mergem și cum așa codul. Ce ai tu, în firma, ce ai scris acolo? Trebuie să schimbăm și codul de Caen? Da, am înțeles că da, trebuie schimbat, s-a modificat. Dar trecem cu unul, trecem tot. Și plătim 4.000 de lei sau 5.000 de lei, să depinde metri. De ce rămâne la 50 de metri? Dar aștept, plătim la primărie. La 6.000? Nu a spus domnul primar, la 6.000? 6.000? Hai să rezumăm, să ce are la 5.000. Deci taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate. Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate din România, în baza unui contract sau unei alte de înțelegere încheiate cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate, realizate prin mijloace de informare în masă, scrise și audiovizuale. Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă, scrise și audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităților agenților de publicitate, potrivit clasificării activităților din economia națională, codul Caen, cu modificări ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare și alte tipărături, precum și prin radio, televiziune și internet. Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă și publicitate, se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale, în raza căreia persoană prestează serviciile de reclamă și publicitate. Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate. Cota taxei se stabilește de Consiliul Local, fiind cuprinsă între 1 și 3%. Din ce? Din valoare. De la valoare? Din valoare. De la valoare. La noi, 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 la asta e, dacă poți după loc. Da. Asta e nouă. Deci, asta e nouă. 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 În cazul unei afișa situat la locul în care persoana derulează activitatea economică, suma este de 30 de lei. În cazul oricărui altui panou afișat sau oricărei alte structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate, suma este de 23 de lei inclusiv. Aici nu mai avem nimic de... Tot, taxele se plătește între 31 martie și 30 septembrie, impozitul pe spectacol. Aici... Nu, dacă e o sumă fixă. Nu, dacă e spectacol, aici la impozitul pe spectacol...
Impozitul pe spectacol se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor. Consiliile locale hotărăsc cota de impozit, după cum urmează, 2% pentru spectacole de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol, deci sau orice competiție sportivă internă sau internațională. 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate. Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor. Persoane care datorează impozitul pe spectacol, stabilit în conformitate cu prezentul articol, au obligația de a înregistra biletele de intrare sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităților publice locale, de a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum și în orice alt loc. Deci nu mai avem. Nu e cazul mai singur. Cel care cântă singur pe stradă. Plata impozitului se plătește în taxe speciale. Sau chiar și pe locuri publice, că nu. La taxe speciale. Așa. În ce intră? Vila bar. Taxele speciale avem baza și pe ziua care este dată hotărâre pentru taxa. Este prin altă hotărâre, este dată la începutul anului, taxa pentru pază și PSI. Da. În sumă de... Și aia n-a intrat în 25, da, schimbarea este, de codă. Este dată în, la începutul anului, da. 25 de lei. Și va urma taxa de salubrizare, care este tot o taxă specială. Dar asta nu... Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru, care sunt la fel, au rămas la fel ca anul trecut. Taxele judiciare de timbru. Așa. Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate este la fel ca anul trecut, 15 lei. Taxele judiciare este același tabel ca anul trecut, deci nu au intervenit nicio modificare. Aici mergem puțin mai repede. Da. Aici avem. Transcrierea sau după caz în tabularea înregistrării de publicitate, astea tot niște, tot taxele judiciare, aici așa nu avem listabile, pentru că sunt niște taxe care le stabilesc majoritatea judecătoriile. Alte taxe locale. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum de 500 de lei. Taxe zilnice pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale și este de 13 lei. Anul trecut. Pentru deținerea în proprietate sau în folosință după caz de utilaje autorizate să funcționeze în scopul obținerii de venit, taxa este de 13 lei pe zi pentru persoane fizice. Pentru vehicule lente prevăzute la articolul 283 cod fiscal, taxa anuală este de 34 de lei pe an, atât pentru persoane fizice cât pe cele juridice. Taxa pentru comerțul stradal este 10 lei, taxa Xero, este în leu pagina. Taxa pentru săpături pe domeniul public și privat al Consiliului Local Ștefan cel Mare, persoane juridice, suma este de 40 de lei pe metru pătrat, persoana fizică plătește 20 de lei pe metru pătrat. Taxa ocupare a domeniului public, un lei pe zi pe metru pătrat, suma este de 0,30 de lei. Taxa eliberare, certificate, adeverințe sau alte acte care atestă un fapt sau o situație, suma este de 3 lei. Taxe pentru solicitarea anchetelor la fața locului pentru proprietari care au titlul de proprietate, suma este de 50 de lei. La fel ca și am trecut. Taxe eliberare, adeverință, telefon mobil, suma este de 5 lei. Taxe eliberare, adeverință, rol, certificat de proprietate, suma este de 3 lei. Transmitere fax, un leu pagina, viza trimestrială a certificatului de producător, 20 de lei. Înscrierea vehiculelor tracțiune animală nu s-a impus și nu este nici anul ăsta. Taxa înscriere motoscutere, suma este de 5 lei. Înscrierea tractoarelor agricole, taxa este de 15 lei. Înscrierea tafurilor, buldozerilor, taxa de înscriere este de 30 lei. Și eliberarea anexei 24 pentru deschiderea procedurii de succesorare, taxa este de 10 lei. Întocmirea documentației pentru legea 17 pe 2014, taxa este de 20 de lei. Au fost 5 lei. Da, la taxa pentru eliberarea anexei 24, nu conteste un volum, numai hârtia, sunt dosare întregi, taxa de anul trecut a fost 5 lei, era foarte mică. Sunt dosare așa care pleacă la consiliu. Nici hârtia nu se plătea. Și am zis, măcar 10 lei.
Sunt dosare întregi pentru legea... Obiecție? Bun, deci rămâne 10 lei? 10 lei și la 10. Taxa pentru legea 17, dreptul de împrențiune, am zis noi 20 lei, la fel. Sunt dosare întregi care sunt. Deci la 20 de lei, da? Deci, mulțumesc. Majorarea impozitelor și taxelor locale. Autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive, poate stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcție de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale, cu excepția taxelor prevăzute la articolul 494, litera 10, B și C. Cred că sunt vorba, este vorba de acele mijloace de transport mai mari de 12 tone. Numai hotărârea de guvern măresc acele taxe la combinațiile de autovehicule mai mari de 12 tone. Cotele adiționale stabilite conform alineatului nu pot fi mai mari de 50%. Anul trecut și în anii de numere era de până la 20%. Față de nivelurile maximele stabilite în prezentul titlu. Aici nu majorăm, nu? Da. Criteriile prevăzute la alineatul se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale. Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, Consiliul Local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin hotărâre de Consiliul Local. Nelucrat. Nelucrat. Aici trebuie stabilit. Aici, atenție, maxim. Impozitul pe terenul nelucrat. Vă rog, atenție. 2 ani. Și la al treilea an, cât e propusă taxa? 500%. Cu până la 500%. Sunteți de acord cu până la 500%? Stați, poftim? Dar se vor stabili niște criterii, deci nu că l-am văzut noi nelucrat. Se vor propune niște criterii. Absolut de aplicare, de aplicare. Dar o măsură trebuie luată cu terenul. Asta e simplu. Nu știu că trebuie făcută distinția între nelucrat și neîngrijit. Nu spuneam, domnul președinte, că n-are lucrat să plătească impozit. Poate n-are să are. Deci în politica europeană, terenul nelucrat se consideră cele care sunt îngrijit. Da, de la voți. Și lasă să odihnească, spune. Iasă chimicalele. Dar 2 ani stă la odihnă. Poate vom vedea că se ia chiar la omul plătește un lucru de lucrez bănării de el. Asta e o noțiune. Da. Marea majoritate a proprietarilor acum sunt înregistrați la APIA și nu cred că mai sunt foarte mulți care își lasă terenurile așa. Eu dat în arendă. Da, dat în arendă, dat. Trebuie stabilit aici. Cât să vor veni propunere exact nominal, se vor da, hotărârile de Consiliul Local se vor da nominal pe fiecare, adică în funcție de un tabel și anumite condiții care se vor stabili. Și pe subiectul ăsta, iată, așteptă. Nu, păi da, impozitul aferent în terenul respectiv. Noi vorbim astăzi până noi știm când vine metodologia. Da, normele metodologice nici nu au apărut. Lăsați-le când vin normele metodologice. Păi da, trebuie să stabilim cota. Și după aia... Da, aici așa, trebuie mers pe maxim, ca să nu regulă terenul. Eu zic, bun. La noapte. Mai e o altă chestie, sunt arendași care nu plătesc, cred. Care nu plătesc, arendași și nu plătesc oamenii. Și oamenii după aia preferă ca să nu mai plătească absolut deloc, să nu mai îngrijească terenul. Nu, da. Contractul de arendă are niște clauze. E bine, dar că-s fac contracte? Păi cum adică să nu fac contracte? Toți fac contracte. Toți ce e ilegal, nu e legal. Atunci nu-i contract de arendă. Merg pe ilegal. Deci dacă nu face contract, nu poate să ia subvenție. Este interesat să facă contract. Sunt proprietari care dau terenul în arendă, nu fac contract, ia și arendă și declară și la APIA și ia și subvenții. Dar care nu știe clar, care nu ia de la APIA și nu ia, nici nu-și lucrează terenul, ce se întâmplă? Ăla-i nelucrat. Ăla trebuie să se dea impozit de 500 de ori. Ăla-i nelucrat. Da. Deci, ce propuneți? De câte ori? Îl declară la APIA și nu-l lucrează, este riscul lui. Cade la control. Da. Eu aș propune în prima fază să fie undeva la 200%, dacă tot aici, nu știu, să nu plecăm deodată la maxim, totuși. Am avut de momentul în care... Asta e o noțiune nouă. Asta e o prevedere nouă în codul fiscal. Păi din cauza asta, să se folosească terenul la maxim, să fie lucrat și să producă.
Că ăsta este scopul introducerii. Sigur. Stabilirea. Nu, vice, ca un agent economic, de ce nu creează la maxim, să aibă profit maxim la creșmă sau la buticul lui? Să vii cu impozite mai mari. Aici nu-i valabil raționamentul ăsta? Eu nu. Dar cine crezi că n-ar vrea să facă venit cât mai mult la, la creșmă? Da. Sau păi fac, dar nu-l declară. Nu-l declară. Au venitul, dar nu-l declară. De unde știi că nu-l declară? Eu acum cu controlele astea crezi că-i mai permis un dar mai bun de obiect. A fost o propunere. Are ușor să vorbești de lături așa. Mai este și o altă propunere? Nu, are și drept. Domnul președinte. Nu lucrează de diverse motive, n-are nici, n-are necesar. Ca atunci când se ajunge în situația de a imputa omului în baza legii astea, să se țină cont și de categoria terenului și unde se află. Păi ele sunt categoriile pe ele, nu? Da, dar aici nu este. Aici vor veni normele metodologice și se vor preveni anumite condiții, deci nu... Nu, doar, hai să luăm exemplu. Arabi. E stabilit un impozit pe terenul arabil, nu este lucrat, se aplică sancțiunea. Pentru că acela pășunea. Nu se va stabili și la da. La pășune nu poți să spui că e lucrată sau nu e lucrată. Dar la fânaț. La fânaț, dacă nu este... Și de fapt și pășunea, dacă nu este curățată... Păi, la fânaț... La impozitul aferent terenului, în funcție de categoria de folosință, să aplică sancțiunea exact, asta, exact. Până la 500%. Dacă îmi permite, domnul președinte. Da. O, părerea mea, adică să mergem pe minim, de ce? Pentru că omul poate da orice la terenul respectiv. Nu știu dacă îi putem noi impune, să da în muncă, nu? E teren arabil, neapărat să pui o anumită cultură. O știu dacă o să fie o rezolvare cu... Dar nu spui să pune maximul, cum spune că nu-i muncit. Aici nu poți să-i demonstrezi, omul pune exact ceea ce își dorește, ceea ce vrea. Poate vrea să-l transforme în tragi, pentru posit, pentru... Nu avem niciun avantaj dacă punem masă, 500%. Sau... Dacă tot ai spus de luncă, unde a fost terenul inundat... Am zis ca idee, n-am început. Ar fi noi absurzi domnul primar, să vii cu o sancțiune. Nu am spus așa ca idee, dar poftim, luăm livada. Un teren care, fără niciun... Aici trebuie să-i facem transformare, dar are dreptoare. Exact, deci... Trebuie curățat terenul. Sigur. Eu sigur, merg pe ideea lui domnul Botezat. Dar cine iau terenul ăsta, dacă e terenul meu privat? Să-l curăț. Nu știu dacă... Dacă e livadă și plătesc prin poze pe livadă. Trebuie să se facă ca la lucrat sau nu. Nu controlează dacă l-am lucrat sau nu. Dacă îmi dați voie, domnul. Nu controlează dacă l-am lucrat sau nu. Că l-am într-un fund. Dar nu-i vorba de controlat. Nu-i vorba de controlat. N-are nicio dată. Să domnul Bonta. Noi suntem un teren care nu este productiv la ora actuală datorită spinilor care au ieșit. Și oamenii au titluri de proprietate. Cum este la... Să vă dau un exemplu. În Micloșoaia. Sau în Dumnezeu, mai sfint, nici mai de poate să oamenii au trebuit poate, dar nu mai poate să facă nimic la ora actuală. Mai e dincolo, unde se spune la Făget. Acolo au fost vii. S-au degradat, așa, de timpul CAP-ului. Și acum omul a luat titlul proprietate. Dar ce să mai facă dacă tot așa numai spin? Și sunt spin mari, nu poți să mai tai decât cu drujba și mai... N-ai ce mai... Dar când s-o retrocedat, deci după Revoluție, terenul ăla era la fostul CAP, înainte. Da. Și era tot cu spin? Era tot cu spin, era. Dar omul ce a zis? Băi, am un tare loc și mă duc să-l revindec și să-l iau. Și l-a luat. Dar nu folosești nimic. Acum mulți ar vrea să-l abandoneze. Știu că... Dar nu numai terenul. Sunt mulți oameni care vor să abandoneze terenurile arabe. S-au bătut, s-au omorât ca să ia terenul și acum nu știi cum scăpi. Acum nu știi cum scăpi. Dar de fapt, noi cum vorbim de terenurile arabe. Și atunci... Să mai poată munci la pășuni, la pășuni vezi și alea sunt... Terenul agricol. Terenul agricol. Fiindcă la pășuni agricol înseamnă arabe, pășuni... Pășuni, exact. Erau stabilite taxe. Și o să-i se aplice o sancțiune, o să aibă bani să plătească, și o să încărcăm la primărie, iar cu sumele care
să meargă prin Rostogolului, așa? Eu aș fi de acord ca până la venirea noilor metodologie. Să mergem pe o taxă minimă și în momentul în care vin acele reguli, atunci să putem stabili în funcție Îi luăm terenul, nu? Și cu el vine. Ce faci cu el? Este terenul posibil. Trebuie să duci... Dar poți să duci pentru hotărâri și de căpătare. Deci, domnilor consilieri, era vorba de 500%. Asta e maxim. Pe 5, maxim. De până. A fost propunerea de 200%. Mai există și alta? Deci să nu pune nicio taxă. Deci, n-ai cum să pui, până e metodologia. La ce pui hotărâri? Unu. Că sunt mulți. Deci, 100%, cine este pentru? Pe cele mici. Deci, numai taxa aia, ce înseamnă? Stați așa, domnul, numai puțin. Ce înseamnă, la ce v-ați referit 100%? Deci, numai taxa aia, care trebuie să o dea la primărie. Numai pe aia, nu că mai punem încă 100%. Deci, numai aia, să o plătească cu aia. Impozitul pe teren. Impozitul normal, să-și plătească impozitul. Da, dar nu le iese așa. Dar nu le iese așa. Îi explică, domnul Ciar, ia. Ați discutat de impozitul pe teren. Până la 500%. Terenul nelucrat. Dacă ai 100 de lei mai întors pe terenul lucrat, da. Pe ăsta nelucrat plătești. Afară de impozit. Afară de sigur că da. Da, domnul Șoară, vă scuzați, dar dacă noi nu avem metodologia, dacă eu aș pune acum o valoare, 1, 5, 9, 12, nu-i corect. Auziți, domnul consilier, ei vin cu anumite criterii. Ca și la clădiri, că acum vreau să trec la clădiri și clădirile se vor cele o fost la București la Iași, nu au putut să aplici. Sau că cate în cuier, în cap, sunt din cap, sunt pe acolo de așa. Deci aici vor veni condițiile. Și ați văzut ce au făcut la București în Consiliul General? O amânat și puteți intra pe net, să vedeți. Votare, o anulat. Nu, dar noi ne pentru clădirile neîngrijite, trebuia să dea amendă. Deci, eu sunt de acord. Dacă măririle astea la impozit, taxe și impozit la terenul, numai care sunt arabi. Păi de idee e vorba. Pășurile, pășurile, agricol. Agricol, agricol de lucrat. Și de la cât la cât se poate pune? La 500%. De la 1% până la... Nu spune, de la 1%. De la 1%. Domnul președinte, atunci am altă propunere. Deci dacă se duce de la 0% până la 500%, să-i pune un 5%. Nu, a fost asta de plafon. Este o propunere, dacă o luați este luat în seamă. A fost o propunere cu 200%. Au fost, domnule, asta e altă propunere. Nu ne interesează. Și eu sunt pentru... Am înțeles, cine este pentru? Și mai pun și eu, 1%, propunerea mea, să o luați în cap. A doua propunere a fost de 100%. Cine este pentru? Cu 100%. Coeficientul care va veni la normele de aplicare. S-a propus 5%, de ce să nu votăm tot? 5%? Da. O să mă gândesc așa. Încurajați nelucrarea terenului dumneavoastră? Nu, pe noi. Nu, dar nu sunt posibilități la mulți oameni. Și pe urmă există și ăsta... că pot fi... Băi, dacă eu vreau să-i dau lui ăsta 500%, pe ăla nu-l văd. Domn primar, eu am impresia că este tendențios. Vreți să alunecați lucrurile într-o anumită direcție. Hai, dacă dă bine la public. Dă bine, foarte bine. Nu, adică ne duceți unde vreți să obțineți maxim. Doar v-a dat terenul de oameni. Dacă știți pe cineva care are teren nelucrat. Auziți? Pe balcon eu nu te pot în teren, da, ca să... Auziți? Tocmai că domnul Dovătaru are teren de lucrat. Este într-adevăr de lucrat, dar trebuie făcut dezbaterea moștenirii, că nu știm cine este proprietar, este de la bunicii noștri. De mai mulți motive. Da, într-adevăr. Deci de mai multe motive. Dacă paște, oile pe terenul tău, dacă nu-i mai dat. El e mandatat de familie să reprezinte interesele terenului. Auziți? Deci este normal să se întâmple treaba asta. Vă rog,
Domnul Dăutan, să mai este cineva care vine cu propunere. Din punctul meu de vedere, un teren nelucrat este rea intenții. Și bolnăverte și terenul de alături. Posibilitatea, deci nu. Dacă nu pot, aia e altceva. Dar când vreau, am posibilitatea să-l dau în arendă. Deci există doar acolo. Deci nu mă împiedică nimeni să-l ia nici nu din arendă. Aici e intenție și atunci asta să o vedem să ești. Eu l-aș fi dat în arendă, de exemplu, eu sunt în situația. Eu l-aș fi dat în arendă, n-am cui să-l dau în arendă. Nu se poate. Ba, se poate. Domnul Dovădar, el ai dat lui Bogos ca să-l samene și după ce l-a sămânat, ai zis că e a tău și nu i-l mai dat. Dar l-ai lucrat. Ora lucrat și cum? Da, hai. Hai, ce mai și da, mă brec. Hai că nu pot dăm la punct de terenul tale. Vă rog, vă rog, exact, funcție de interesul și terenul cu localitate. Domnilor consilieri, dincolo de faptul că acel teren neproductiv creează și alte neajunsuri pentru cei din jur, nu mai extind o discuție, mai există un lucru foarte important. Și o să ziceți, domnule, să faci poezii. Terenul a fost al răzbunicul meu, al Ștefan cel Mare, a fost, nu domnule, a fost dinaintea lui. Este al meu? Nu e al meu, e celor care vin. Acel teren trebuie să producă. Asta e una. Eu vă dau un caz concret, undeva chiar lângă mine, domnule. L-a lucrat pe dealul ăsta, care lucrează terenurile. Șerban. L-a lucrat pentru că acel teren, efectiv, făcea mizerie în prejur acolo, undeva în zona Sondei. Unul din proprietari care s-a intitulat el, s-a dus și are acolo acules recolta. Deci omul l-a muncit degeaba. Așa cum iar acum e părloacă pentru că spune, domnule, să nu mai intre aici. După ce că eu l-a recolta. Ia vedeți dumneavoastră. Vedeți? Pentru vedeți dumneavoastră? Și ala că e părloacă și acum. Și câte sunt? Cel puțin 3-4 care le cunosc eu. Fără să umblu pe câmp, așa. Dar câte la nivel de comună sunt. Și vă mai spun încă un lucru și să închei. Dacă acel Șerban sau acel, nu știu care, nu vreau să-l numesc, nu spunem că sunt tendențios în mod pozitiv, n-ar fi lucrat terenurile care acum se lucrează în masă mare. Unde ne situăm noi? Vă gândiți la treaba asta? Unde, cine ar fi muncit acele terenuri? Așa că noi ne vrem cu 5% cu aia. Domnul președinte, corect. Da. Noi am stabilit cuantuma cu 5% 900. Spuneți dumneavoastră cu ca președinte ce ați înțeles din condițiile stabilite. Hai să stabilim condițiile. Care să fie ele? Care? Adică să condițiile? Păi n-ai muncit terenul și el n-a produs nimic. Dar poate nu poate. Din ce cauză? Să stabilim condiții. Acum, când plătești acești bani? Ai, deci, vis-a-vis de posibilități, domnule, ai cui să-i dai? Lui cei care nu... Ai la alegeri, cei... Mai repet o dată, domnul Matei, așa. Să stabilim condițiile clare, acum, așa spune, în condiții stabilite prin hotărâri. Da. Cuantum, am să înțelegem. Ce de la sot? O sot, mă deduci, mă vrem. Da. Cum ești la bun? Da. Hai să stabilim cu acele condiții. Păi condițiile vin, normele de aplicare. Vin care normele sunt de aplicare. Păi nu sunt. Păi dacă nu sunt, ce votăm? Nu, legea spune că condițiile pot fi stabilite și de către Consiliul Local. Ah, păi să stabilim condițiile, asta spune domnul Marin. Da. Atunci, dacă sunt stabilite și condițiile. Îl pune să plătească omul penalitățile la pământul nerugat. Asta înseamnă că sunt obiective, sunt obiective. Ca să înseamnă că trebuie să mai facem încă o ședință ca să facem un plan de hotărâri. Dacă o mandat, mai trece și dincolo. Păi numai bine vin și normele. Păi da, exact. Când o vezi că se pune de acum peste 3 ani. Peste 3 ani mai punem o dată și care mai suntem pe aici. Până în 15 ianuarie trebuie să facem un an. Este. Așa spune. De la al treilea an. Deci cum înțeleg eu că procentul trebuie votat azi și condițiile urmează să-l stabilească impozitul local. Pentru că este luna când să stabilesc impozitele și taxele. Nu condiții. Și condiții. Că condițiile stabilim și ținem cont și de cuantumul pe care îl punem acum, de taxă. Da, și domnul Vici vrea să spună. Eu, domnilor consilieri, am să plec de la ideea că de-a lungul istoriei, indiferent de orânduirea socială, oamenii au plecat pe front, au fost recompensați la terminarea războiului, văduvile de război au primit pământ, veterane de război, invalizii de război, și nu întâmplător au primit acest pământ care îl au în proprietate. De aceea, eu zic că sunt posibilități și să
să mulțumim cu așa cum sublia Valeriu Matieș, că sunt acești agenți economici sau societăți agricole, nu există să nu dai cuiva o palmă de pământ să lucreze. Am întâlnit bătrâni și babi care făceau cruce. Bine, doamnă, că... Băi, te rog frumos să încetezi, că ai vorbit destul. Și degeaba. Mulțumesc, mamă, că mi-a luat pământul să lucrez. Eu din două un săcușor de bolunșe. Vedeți, aici este ideea. Nu mergem până la 500, legea ne dă dreptul, mergem până la 500%. Ei, nu o să mergem noi cu 500%. Dar au propus cineva aici 200%, 300% și eu sunt de acord să aplicăm totul. Nu vorbim degeaba, să mai așteptăm o altă ședință, să mai stabilim un punct, să mai discutăm. Când se aplică peste 3 ani, când se aplică peste 2 ani, eu propun să aplice această taxă de 200% și când o apare și normele de aplicare a prezentului document, vom mai desprinde de acolo principii, condiții pe care discutăm atunci. Nu am discutat cât o mai fie aici, cât nu le o discutați, dar deocamdată nouă ne revine misiunea să stabilim acest criteriu. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Dacă mai există așa, cineva, domnul Zlotă, vreți? Vreau să spun că, deci ăla care muncește pământul o să fie obligat să lapă acum, speriat de adică penalizarea care o să fie, să umble prin sat, să caute unul să-i muncească pământul. Ceea ce... De asta e ideea. Cunoașteți vreun caz când a rugat cineva să nu ia la pământul să... Da. Păi lângă mine, lângă tati Veta acolo. E pământ nelucrat, e un sfert hectar. Și mai lângă Marea de-a lui a fost un coleg de-al meu care l-a dat lui Lucian. Nu știu ce formă să muncească. Cunosc și eu un caz. Deci este cazul meu. N-am cui să-l dau să-l lucrez. Păi, sunteți adăționat. Găsiți soluția la... Este cazul meu. Foarte bine, te-ai muncit. Dar zice, nu lucrez tu, că dorești tână, ai... Nu lucrez, că am și alte treburi. Are prea mult. Dar cum spuneam, cel care nu are 5 milioane ca să are terenul un hectar, nu o să aibă nici bani de... Și atunci ce să mă împovărați cu... No, atunci când v-ați cerut dreptul de proprietate, v-ați asumat și riscurile astea. Dar de ce spui că nu poți să lucrezi de el? Tu ai mai cumpărat în lungă. Deci nu poți să lucrezi pe atunci și ai mai cumpărat. Păi am cumpărat. Ai cumpărat în perspectiva de a face peste un an, 2, 3, 5. Acolo să amenajezi. Deci ai cumpărat un alt teren pe care îl lași tot pe luat. Da. Păi aici normal că trebuie sancționat. Eu l-am luat. Îți bați joc de pământ? Păi da, dar atât cât nu, nu sunt proiecte să facem infrastructuri pe lângere, să aducem apă, să facem canalizări. Mi se pare că aici... Nu putem lucra pe nu putem fi rentabil pe el. Și îl las acolo în perspectiva de a lucra peste 5 ani, 7 ani, 10 ani. Deocamdată nu vă permite legea, da. Deocamdată nu ne permite legea treaba asta. Deci a fost propunerea cu 200% în consul din nou, în consul local. Cine este pentru? Cu 200%. Cine este pentru? Cât suntem? Păi numărați. Deci 2, 4, 5, 6. Cine este cu 7 suntem? Cu domnul vicepreședinte. 7. Păi mulțumesc, s-a trecut. Am ridicat mâna. N-am fost atât, vă rog să mă iertați. 200%. Hai domnule, discutăm cu asta. Discutam 100% și au fost 7. Nu au fost 7, domnule. Nu. Nu, nu. 3 au fost. 3 au fost cu 100%. 100%. Da. Aceeași măsură se aplică și la clădirile care nu sunt în derăpânare, nu? Tot cu până la 500%. Cu clădirile, dacă nu vin aprobări pentru clădiri, omul ar vrea să-l demoleze, dar dacă nu vine aprobare... Dar foarte. Dar cine nu lasă să o demoleze? Ce clădiri sunt? Da, dar uite cum a fost atunci la Merit, zicea că are 5 ani, nu mai vrea să vă demoneți. Cum?
Cum să nu-i dea voie primăria să o demoleze? Pe ce criterii să o dea voie? Deci fac dovada proprietății, îți face proiect. Și construcția și demolarea se face pe bază de autorizație. Și proiect tehnic. Ați dărâmat combinatele, ați dărâmat fabricile, uzinele, acum ați dărâmat și casă la oameni. Dărâmați tot acolo. Să dărâmați tot. Nu le vine să crează. Păi dacă ăla n-are bază și cum vine bază, el e bolnav, e alcoolic. Nu poate să-și tencuiască casa și să o întrețină. Nu poți să aibă bani din taxe pentru demolare? Nu e vorba de cazuri și cazuri care trebuie să se analizează tot în consiliul local. Haideți să vă dau exemplu eu. Este o casă aici, vis-a-vis de moară, la intersecție, al lui Antochi. Ați văzut-o, nu? Sau cealaltă, peste da, de stradă. Și? Și vă place așa? Nu-i fără gar. Are gar. Asta e la nivel de țară, chestia. Și? Nu trebuie. Așa trebuie normal. Da, mai e cum mai e, dar e de la leagă de jale. Că acolo a crescut și o vegetație de voleu-voleu. Deci vedeți că e necesar. Cineva, vă rog, cineva vrea să intervină. Nici doar, nici nimic. Și pe acolo. Ăsta care stă în bancul la Răbeana, are casa vis-a-vis din Coșuneanu. Domnul Botezatu vrea să discute. Ce puțin aia nu se vede, dar la șosea e chiar urât. Domnilor consilieri, vis-a-vis de dărâmarea caselor și de ceea ce s-a întâmplat la nivel național acum două săptămâni, gândiți-vă dacă cineva locuiește într-o asemenea casă și noi dăm spre avizare nedărâmarea acelei clădiri, da? Locuiește acolo, să dărâm casa pe el și vin autoritățile, vin cei suspuși și spun, dom'le, să vedem a cui-i vina. S-a întâmplat, uite, s-a dărâmat casa respectivă, dar cui-i vina? Unde vine? Prima dată, la consiliul local. Vine și pe cine ia? Vine la primărie, nu la consiliul local. Vine la primărie, da? Vine la primărie, pe cine ia drept răspunzător? Primăria. Care e cel vinovat? Pe cine o scoate vinovat în cazul ăsta? Nu spui că de îl oblici și o reconstruiască și o întrețină, să o facă. La demolarea casei. Să-și le repare, să-și le... Obligativitatea de a-și întreține casa. Chestia asta e corect, acțiuni la nivel național, deci nu e o chestie desprinsă, deci nu e ceva special la Ștefan cel Mare. Deci asta e ceea ce spune domnul Botezatu. Deci legiuitorul vine și îți spune. Îți impune să iei măsuri împotriva lui ăla care... Nu are grijă de... Așa? Și Doamne fere se întâmplă ceva, atunci spune, pe dar... Tu ce vrei să-i dai legea? Tu ca instituții... Așadar, și în cazul construcțiilor, când am lungit cu timpul, sunteți de acord tot cu 200%? Da. Întreb. Omul ăla nu are cum să-și... Aș fi de acord cu 300%, adică aș propune... Deci cât să-i... Vă rog, cine? Omul ăla nu are cum să-și repare casa și noi mai punem cu oameni. Discutăm mai în cine este pentru și în cazul construcțiilor cu până la 200%? Cine e pentru? Nu cu până. 200. Am greșit eu. Cine e pentru? Eu mă abțin faptul că și deci, n-am fost acolo, dar de dat din votez acum. Deci eu sunt de acord să fie întreținut în casă. Păi să fie întreținut în casă, dacă nu are ghișe, cu ce să fac? Noi le facem case sociale, să-mi dărâmăm pe alea, le facem case... Bă, dar nu dărâmă nimeni casa nimănui. De ce vorbești de dărâmat? Haideți ca să luăm un exemplu. Ce puteți să-i faceți un tot direl acum? Are casa aia acolo? Sau că a spus să-i e un caz mai alt. Dar are unde sta? Păi da și el. El să-și o dărâmi. Păi îi puneți taxă încă 200% față de taxa care are, da? Îi faceți popririi pe pensii. Și omul are o pensie de 7 milioane. Ce mai luați? Și din pensii, și din impozite, și taxe. Unii. Trebuie să ajungă la soluția voastră. Să mai cotizezi la tine acolo. Dar nu că rămâne. Dar e vorba nu numai de el și de alții. Domnul Dohotaru, am trecut de punctul ăsta, trecem în altă parte, vă rog. Păi dar ați trecut ca un vag, așa, Iurea, nu știu cum ați trecut. Păi mai stăm și mai discutăm. Dar să trecem la care. Domnul președinte, vă rog să-mi permite să dau un caz la un tehnic. În livadă a ars căsuța lui Biru ăla sau cum, a lui Mangu. Păi ne-am dus acolo, din primarul a dispus să-i ducem un modul de ăsta, da, de SVSU Bacău, de
l-am dus, domn. Măi, oameni buni, nu doarme în el, deși are condiții deosebite, ori un godin să bage acolo. Doarme tot acolo în șopron și mâine, poimine, o să spună cineva, bă, l-am găsit mort pe ăla acolo, să tot în casa lui. Și atunci o să vină tot la primărie și nu la primărie, vine la primărie, domnule, de ce n-ați luat măsuri? Că le-am luat măsuri, i-am pus acolo. Păi el a luat iar drumul cărnilor, vine seara să culcă în fum și o să inhaleze dioxid de carbon de stan și îl găsești țapă în acolo. Cine se face vinovat? Că e o gaură deasupra sobii care poate să înfunde oricine coleacă dilut, văruiește acolo, a igienizat-o, că pe din afară nu e atât de pierdută. Și iată că am soluționat o treabă, dar dacă el se ocupă mai mult cu crâșma și cu băutura... Da, o să ajungem să le... Și își facă oamenii case în pământ, și atunci o să stăm și o să spunem, domnule, dar dacă îți dărâmă mamă lor la pion? Haideți ca să trecem mai departe, vă rog, doamna. Capitolul sancțiuni. Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Constituie contravenții următoarele fapte dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii infracțiuni. Depunerea peste termen a declarațiilor de impunere, prevăzut la articolul 461, clădiri, terenuri, mijloace de transport, nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzută și la persoane fizice și juridice, contravenția este prevăzută între 70 și 279 de lei. Iar cele de la... Deci sunt diferite. Da. Iar așa, iar cele de la aliniatul 2, litera B, cu amendă între 279 și 696 de lei. Deci nedepunerea declarațiilor la persoane între 70 și 279, că am avut noi de la Curtea de Conturi, am fost întrebați dacă avem sancțiuni, dacă au venit oameni cu acte după 20 de ani și au vrut să fie impozitat, nu putem mai mult de 5 ani, dar n-au depus actele la termen. Și notare, acum văd că le scrie acolo în termen de 30 de zile și vicul suplimentar cu sancțiunea și... Ordine trebuiește în orice domeniu și orice direcție. Depunerea de mult cu actele, dar actele astea în 30 de zile aduse de la data întocmirii. Da. Așa, altceva. Deci aici mergem pe minim, nu? Deci, Da, tot. Atunci când se ia măsura, atunci se hotărăște. Că nu spune se hotărăște. Păi între 70 și 279. Deci este minim și maxim. Dar nu spune Consiliul Local hotărăște acum. Deci când se ia să... Ba da, limitele. Ba da, că astea se stabilesc, toate limitele astea de Consiliul Local. Deci, în momentul când el vine cu o declarație după 20 de ani, vrea să depune un act pentru un teren după 20 de ani și, sau chiar o mașină, vin oameni cu mașini făcute contracte de un an, doi, trei. Da. El avea termen în 30 de zile, pentru că el în timpul ăsta poate să vândă la 5-a mână, mă. Sunt niște sancțiuni. Și cât e amenda? Sancțiunea între 70 și 279. 70. Și 279. Deci ați reținut. Mai era ceva. Vă rog, și mai era ceva. Da, iar aici, iar cele de la aliniatul 2, litera B, cu amendă de 279, între 279 și 696. Aici trebuie să vedem... La ce se referă asta? Aliniatul 2, uite sus. Da, păi să uite. Stați că se uită. Depunerea peste termen a declarațiilor de impunere. Da. Uitați-vă la... Da. Tot prin. Da. Cum hotărâți? Mapa consilierului, iar spun. Deci, zi. Mergem pe mine. Doamna secretară, e în tot felul de tipuri aici, crede că... Da, deci, Vă rog. Da legea, puteți să căutați că aveți modalități acum. Să vă scoată atâtea articole câte am specificat eu aici, păi ar trebui să fie... Puteți să facă copii serox, doamnă. Pac. Și puteți ca să ne puneți. Da, copiile serox costă și într-o primărie... Păi dar într-o primărie ce? Da, așa este. Deci, trecem la discuție. Deci, între 70... Nu pentru primării lucrăm, pentru Consiliul Local. Domnul Dolotaru, vă rog. Deci, între 70 și 279. Depunerea nedepunerea din bar. Da. Cât? Minim. 78. Propuneri, cât? Pragul minim. Pragul minim. Deci, cele cuprinse între 279 și 696? Și celelalte? Tot la fel. 296, da? 279. 79, da. Și
696. Tot pe minim? Altă soluție nu am. Păi, dar nu se leagă dacă noi am plecat la impoze pe minim, la astea de ce te-ai duci pe maxim? Nu, nu, aici e vorba, aici e vorba, vorba despre altceva. Impozitul este plătit de toți cetățenii. Impozit, iar amenda e amendă. Sancțiunea se face pentru aia care încalcă o regulă. Adică ne gândim la noi personal. Deci mă face să cred, nu sunteți de acord cu cei care încalcă legea. Asta am vrut să spun și da. Deci invocai mai înainte, spuneai să pui impozit maxim, așa, la cetățeni. Impozitul era la cetățeni, nu. Eu am pus la firme, am spus. La firme, mă rog, da. Nu, dar n-ai fost de acord nici la cetățeni cu cetățeni. Cetățeni a zis 0,9, nu 0,8. Deci, la cetățeni, voi ai impozit mari. Nu mari. Și amenda îi dai minim la unul care încalcă legea. Exact. Încalcă o regulă. Dar eu n-am înțeles ce a spus doamna Corbeni, că n-am un fapt. E, na, dar... Păi, da, greu să înțeleg. Și de mașină, n-ai plătit mașina anul ăsta, la anul plătești amenda minimă, nu mai ridic, mare închiloc. N-ai declarat mașina, puțin sunt cetățenii din satele noastre care nu o să-și plătească amenzile, mai puțin ce ani și am impresia că aici tot o să... Păi, dar aici, depunerea de declarații de impunere, nu face tot cetățeanul. Da. Unitățile private. Și atunci ți-i lăsăm și pe ea privață ca să nu se facă. Deci nu-i vorba că... Și le face automat la fisc, nu și le face la primărie. Acela penalizează fiscul deodată, ci penalizează primul. Și atunci noi stabilim amenzile ca să le dea fiscul. Nu vin și depun declarații la noi. Cred că nu înțelegem semnificația și proprietatea termenilor. Domnșoară juristă, nu vă supărați, explicați-ne un pic aici ca să înțelegem. Dacă aveam în față dosarul, nu înțelegeam mai nimic. L-aveți de la vol împrumută, domnul Rău. Bun, ce să împrumute? Nu înțeleg eu. Mai împrumute. Este vorba și de punerea peste termenul adecvat și nedepunerea de declarații. Dă-mi un exemplu concret. Bă, regionala CFR. Regionala CFR are obligația anual să depună declarația până pe 29 februarie. Vine mai târziu, plătește amenzi. Iar nedepunerea, avem două situații. Depunerea, dacă îi depun peste termen sau nu depune deloc în anul ăla. Domnul colegi, ați înțeles? Ca să știm ce votăm toți aici. Nu, da. Bă, da, adică mi se pare din pura ură. Deci nu vine Popescu din satul Rădeana ca să depună declarații pentru impozitul pe clădiri. Nu! Aici discuția, politica discuția cu amenzile este la nivel național. Dar tot legitorul spune, dom'le, nu încălca legea, că-i 7 milioane amenda pentru nu știu ce. Bă, nu, dacă nu încălca, nu dai deloc. Exact. Călca pe bec. Deci, consult din nou. Mergem pe între 70 și 279. 279 pe maxim. Cine este pentru? Cine este pentru? Pentru minim sau pentru maxim? Nu, pentru maxim. Pentru depunerea peste termen, pentru nedepunerea deloc. Deci el nu vine deloc. Deci nu vine deloc, pur și simplu. Așa, amendele sunt între 279 și 696. Așa cum eu mi-a dat o amendă de circulație și nu mă duc deloc. Mai târziu, este între 70 și 279. Pe fiecare capitol. Când nu depune deloc, deci se sustrage de la plata impozitului pe bunul care îl are. Și vine după operație. Între 279 și 696. Păi da. Trebuie să luăm pe rând. Varianta da, domnule. Deci care vine mai târziu, am zis 70% minim, nu? Da, la prima variantă. Vă vă știe ce votăm. Acum voturile le ia individual. Nu mai merge la grup. Deci, ați propus cu minim la cei care nu depun la timp. Care nu depun la timp. Bun. Cine este pentru? Cu minim pentru cei care nu depun la timp. Am înțeles, mulțumesc. E împotrivă cineva? Da. Sau cineva care nu... Eu am când am înțeles eu. Dar codul fiscal este pe site... Nu, și n-am înțeles. Iar la asta... Nu dă SNCFR-ul exemplu care ăsta e național. Cine plătește? Au fost două distincții. Deci care întârzie e una, care e rău platnic. Deci domnul clar, sunt două. Ce site a zis, domnșoară? Deci rău platnic înseamnă că ai de roșca cu fierul vechi, dacă nu depune declarații de impunere, intră sub incidența celor două. Sau întârzi. Întârziat. Deci dacă întârzi sau nu depune. Iar a doua variantă, că nu depune deloc. Nu cresc cu așa ceva. Păi da, atunci jurista, păi cu ce? Dar nu-i vorba de... Eu aștept să-mi explice jurista, primării și a Consiliului Local.
Să înțeleg. Nu numai eu, ci ceilalți poate n-au înțeles. Consiliul local nu are jurist. Primăria nu are jurist. Consiliera juridică. Nu este nici consilier. Dar mulțumim, cu ce mai avem? Secretar. Secretar juridic, da? Secretar juridic. Păi ce avem? Ce plătim? În primul rând ar trebui aici să ne explic și comisia. Specialitate. Minim. Și aia maxim. Și aia maxim, da. Bun, haideți să vedem mai departe. Așa... Mă rog, prin treabă că ține un post degeaba. Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea după caz a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole. Poate avem situații și noi trebuie să avem prevăzând Consiliul. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 la 1578. Maxim ăsta, că să faci bani și nu... Corect. La maxim, dar cine e pentru? Maxim, da? Nu, dar nu e eu... Spectacolii, dar spectacolii astea, unde ar trebui să dea? Căminul cu... Dar lăsați-mă ca să răspund pe oameni, dacă să înțelegeți. Unde trebuie, știi? Deci unde stă, la căminul cultural sau în, pe domeniul privat? Poți să faci. Deci spectacolul cultural, oameni, dar cum să iei hotărâri la unul crâșul, dacă ăla dă discotecă și face și încasează și nu dă vechi, duci la ăla să vezi dacă a făcut... Păi da, dar aici, aici trebuie să vine să închirieze căminul, trebuie, sunt alte proceduri. Dar mă, procedurile la... Și el dintre 500 de oameni acolo. Deci, finanțele publice, spune colectiv. Domnilor, vă consult, mergem pe maxim, astea cu... Da. Bun, cine-i pentru? Mulțumesc. Așa. În necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la articolul 494 alineatul 12, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2500. Aici e vorba de solicitările noastre. Deci eu vreau să aflu de la cadastru, eu, primărie, prin mine funcționar, să aflu de la cadastru situația celor care au făcut tranzacții și nu au venit să declare acele... Așa, iar cadastru, la solicitarea mea a primăriei, are dreptul în 15 zile să-mi comunice... Are obligația să-mi comunice în 15 zile toate datele. Și el nu comunică. Și el nu comunică. Și cât i-a mai între 500 da. Și 2500 de lei. Cred că asta e aici pe maxim, fără nicio fel de alte părtinire. De abia aici putem vorbi. Sigur că da. Sigur. Un taxă care chiar se prestează a fi maxim. E ceva de neînțeles aici? Deci primăria cere o situație. Ăla nu primește în termenul legal. Nu primește. Și el primește amendă. Cine primește? Maxim. Cadastru. Cadastru. Îți dai tu primăria. Da. Eu vedeți că o interpretați prostiești. Da. Deci, repet, mergem pe maxim. Vorbiți aici ca la cu Nea Ion din poartă. Hai că, domn primar, opriți-l olea. Nu chiar așa. Chiar da, chiar spune bine. Da? Da. Deci nu l-am șnurs. Sancționăm noi. Deci Consiliul Local ia o hotărâre. În cazul când, în termenul stabilit, tot prin lege, el nu dă răspunsul ăla, deci poate fi acționat în contencios. Și în baza hotărârii, Consiliul Local, bineînțeles. Se face de către primar, prin persoană în funcție. Da, uite. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primari și persoane împuternicite din cadrul autorității administrației publice locale. Deci îi poți transmite amenda, nu plătești, eu trimis la locul de domiciliu, la primăria unde locuiești și primăria îl încasează. Bineînțeles. Deci care e problema? Cine l-am? Doamnă, vă rog, dacă vreți să mai știți o dată. Quantum amenzii? Nu, paragraful. Care? Acesta care l-a citit domnul primar? Da, care l-a spus. Nu, asta e aici. Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la articolul 494 alineatul 12, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, deci cel ce solicită, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2500 de lei. Așa, cum ai explicat, dumneavoastră solicitați celui care face cadastru. Unei instituții. Da, instituții care au făcut cadastru la o persoană fizică. Așa. Despre o persoană fizică. Deci amenda o plătește cadastru sau persoana fizică. Persoana fizică. Instituția. Deci nu suntem atenți, domnule. Vorbim, Maria, când a cerut o situație,
poate faptul că acel nu-i dă răspuns la situația care o cere, poate să fie primăria contravenientă în situația respectivă. Deci, exact cum primim noi de la judecătorie. Exact. Deci dacă e un dosar pe rol și ne cere o lămurire judecătoria, jos vine neducerea la îndeplinire. Să se sancționeze cu 1000 de la părălat. Deci, la, suntem pe la ISU, da? De la Bacău. Da. Prin ce mai vă rog. Da, fiind și instituții și sunt persoanele juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alineatul 3 și 4 cele care vi le-am zis, se majorează cu 300%. Aici nu mai deci, avem. Deci, vă rog. Aceste minime așa. Sau maxime care le-ați stabilit, aceste amenzi. Da. Așa, în cazul persoanelor juridice, aceste amenzi se majorează cu 300%. Să fie sănătoși, da. Mulțumesc. Constatarea contravențelor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și persoane puternice din cadrul autorității administrației publice locale. Limitele amenzilor prevăzute la alineatul 3 și 4 se actualizează prin hotărârea consiliilor locale conform procedurii stabilite în articolul 491. Da, ceea ce noi facem acum, da. Aici la... Da. Scutirile sunt cele care sunt persoane cu handicap, da. Veterani de război, văduve necăsătorite. Da. Și conform codului de procedură fiscală, sumele aflate în sol la 31 decembrie 2015, de până la 40 de lei, se anulează. Deci asta e vechea... Da, vechea aici e de 2012, e valabil? E din 2015? Nu. Cele aflate în sol la 31 a 12 anului, a doi. Să zic, noi trecem în 2016, da? Cele aflate în sol la 31 a 12 a 2015, dar nu mai mari de 40 de lei, nu mai mari. Ele să fie, să zic, o rămâșță de 2 lei la plătiri, 5 lei la teren, 7, așa, și ele sumează 40 de lei total rămâșiți. Numai alea se anulea. Dacă el are 3.000 de lei... Bineînțeles, da. Ce mai avem? Am zis că după apariția normelor metodologice de aplicare a legii, asta e prevederea 227, deci după apariția așa, din codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ne rezervăm dreptul de a aproba modificarea intervenției prin hotărâre de Consiliul Local, pentru că asta e o prevedere foarte bună. Dacă apar normele, sigur, cu anumite... Cu anumite modificări vis-a-vis de aplicarea normelor. Mai avem să se stabilească acele... Deci, cu asta am terminat primul punct, așa? Da, în sfârșit, da, da. A dat bunul Dumnezeu, da? Dar oricum, punctul 1 din ordinea de zi, l-am terminat cu bine și să știți că a fost, chiar dacă cu timp mai mult, dar am mers bine. Cine este pentru aprobarea punctului 1 din ordinea de zi? Toată lumea. Mulțumesc mult. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre. Doamna Voicu, da. Să solicitați să fie și în cadrul departamentului juridic, să ne mai îndrumați, că doamna secretară nu e. Crede că e un afront dacă o întrebăm ceva. Nu putem, decât are, consiliul are istorie. Luați bani tăi acolo să ne ajutați. Nu vă spune, dar de ce o jigniți mereu? Păi nu știu ce e o jigniri, că trebuie și nu răspunde. Păi o jigniri că nu răspunde mie, domnule. Domnule, dacă e vorba de impozite și taxe, ea este șeful de serviciu la impozite și taxe. Deci ea este... Ea este măsură să spune. Legalitatea. Ea este măsură. Care legalitatea? Nu vom dat din punctul meu de vedere, corect juridic. Cel mai corect este să studiați... Mai ales că ai sub nas acolo tot dosarul. Ai articole. Butonează telefonul, vezi legea ce spune, articolul putare din lege ce spune. De cât să faci scandal, mai bine. Da, domnul, mai degrabă spune raport de specialitate, ce ai aprobat, mă tare. Vă mulțumim frumos. E la Comisia Economică. Trecem la punctul următor. Asta și eu nu am învățat, mă tare. Aici ăsta trebuia făcut un raport de specialitate. Da, domnul Dohotar, am încheiat punctul. Vezi, cât ați ajunge în situația asta, o să conduceți treburile mai bine decât astăzi. Deocamdată... V-a prezentat situația. Da, e bine,
Bine, când ar fi... Trebuie să faceți rapoarte de ședință. Da. Face. Care da. Le fac tot. Eu, deci trecem la ordine. Dar oricum nu o să avem pe domnul Șoară în Consiliul Local. Cu siguranță, la noapte la ora 12 nu mai este. Da, 0-1 minut. Bate-mă în scăpă, bate-mă în scăpă. Bă, dar ce... Dar cum te speria? Cu bate-mă în scăpă. Ai cuminte, nu te mai învăța. Mai evident. Dar n-ai avut secretarul, mă, din secretarul îți conduce primăria. Și-o primarul. Personal. Da. De când schimbați voi și totul locul niciun. Tu crezi că chiar așa, chiar așa schimbi funcționarii de la primărie, nu? Deja știu că nu. După cum bate vântul, ce... Da, haideți să trecem la punctul 2 din ordine. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a comunei Ștefan cel Mare de Țubacău pentru anul școlar 2016-2017. Având în vedere prevederea articolului 19 aliniatul 1 din Legea Educației Naționale numărul 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia în Sistemul Național de Învățământ unitățile de învățământ de stat au personalitate juridică dacă se organizează și funcționează după caz astfel. Cu minim 300 de elevi, cu minim 300 de elevi preșcolari și antipreșcolari, cu minim 150 de preșcolari și antipreșcolari, cu minim 100 de elevi și sau preșcolari în cazul unităților de învățământ special, administrației publice locale în baza avizului conform al inspectoratului școlare, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, dizolvarea unor structuri de învățământ fără personalitate juridică, ca părți ale unei unități de învățământ cu personalitate juridică și subordonate aceleiași ordonator principal de credite în condițiile legii. Vă rog frumos că de-aia nu înțelegeți. De-aia nu înțelegeți. Având în vedere... Bâlbuit ești tu. Băi... Mă rog, deci, eu v-am rugat la decență și haideți, eu merg chiar și având la în vedere consimț. Prevederile articolului 61 aliniatele 1 și 2 din legea 1 din 5.1.2011, legea educației naționale, rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate respectiv autorizate provizoriu. Rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale cu avizul conform al inspectoratelor școlare. Pentru învățământul special, liceal și special post-liceal, rețeaua școlară se organizează de către Consiliul Județean, respectiv către Consiliile Locale ale Sectorului Municipiului București, cu consultarea partenerilor sociali și cu avizul conform al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Având în vedere adresa numărul 1934 din 9.11.2015, prin care Inspectoratul Școlar Județean Bacău acordă aviz rețelei școlare din unitatea noastră în forma prezentată în anexă, având în vedere aceste considerente, propun Consiliul Local să aprobe proiectul de hotărâre inițiat. Proiect de hotărâre care spune: se aprobă rețeaua școlară pentru anul școlar 2016-2017 din Comuna Ștefan cel Mare de Bacău, conform anexei numărul 1 la prezenta. Articolul 2. Directorul școlii gimnaziale numărul 1, sat Nebuiești, Comuna Ștefan cel Mare, județul Bacău, va duce la îndeplinire prevederile prezentei. Și la nivel de Comuna Ștefan cel Mare, rețeaua școlară este compusă din școala gimnazială numărul 1, sat Nebuiești, Comuna Ștefan cel Mare, școala primară, sat Butinaș, Comuna Ștefan cel Mare, grădinița cu program normal numărul 1, sat Nebuiești, Comuna Ștefan cel Mare, grădiniță cu program normal numărul 2, sat Vișoara, Comuna Ștefan cel Mare, grădiniță cu program normal sat Butinaș, Comuna Ștefan cel Mare, grădiniță cu program normal sat Rădeana, Comuna Ștefan cel Mare. Deci aceasta este rețeaua școlară pentru anul 2016-2017. Mulțumim, domnul primar. Nelămuriri, întrebări. Domnul Marin. O întrebare. Domnul primar, noi avem aviz de la ISO la școlile astea? Dacă toți suntem într-un cu asta. Avizul nu-l luăm noi, școala le-are. Școala, și atâta timp cât funcționează, de are avizul de la inspectoratul școlar, bănuiesc că are. Ce trebuie întrebat el? Școala trebuie. Da. Altceva, domnul Marin? Nu, atât. Vreau da. Să-mi altcineva? Eu vreau să spun. Vă rog. Alaltă ieri am participat la ședința Consiliului de Administrație la Școala Generală numărul 1, Școala Gimnazială. Și am luat la cunoștință o serie întreagă de probleme și sarcinii care le revină. Sunt o serie întreagă de probleme cu privire și au propus și s-a discutat la ordinea de zi niște puncte pe care le-a stabilit doamna directoare. Trebuie să facă și dumnealor niște schimbări pe la grădinițe,
pe la școli, ușile trebuie schimbate după ceea ce s-a întâmplat cu deschidere în afară, trebuie ca un proiect de decontare a transportului cadrelor didactice altele decât cele din oraș. Deci cum vin cei de la Gura Văii, pe distanța Gura Văii Onești, întâlnește autobuzul școlii, mai vine o doamnă de la Avjud și încă sunt câteva cazuri, dar astea sunt problemele lor, le-am luat la cunoștință de ele, se discută sistemul de acordare a bursilor pentru ele, funcție de starea materială, de probleme organizatorice. Ale lor, da. Și a zis că data aici, că eu am întrebat dacă vine direct. Și a zis, domnule, eu am înaintat un material pentru Consiliul Local și mă declar de acord cu rețeaua școlară stabilită pentru anul 2016-2017. Da, mulțumesc. Mai sunt probleme legate de acest punct? Nu, mulțumesc. Cine este pentru? Nu, vreau ca să întreb la Corbu. Sora Jevrei, nu s-a mai deschis școala? Deci nu avem efectivul de elevi nici acum? Dacă nici nu suntem atenți și doamne, domnul Dovătaru, școala la Jevrei sau la Corbu nu mai funcționează de ani de zile. Dar știu. Și atunci ce trebuie dacă știi? Dacă știi de ce trebuie? Am spus că poate de anul următor va fi efectiv de copii. Acum am înțeles că nu este. Hai să ne lămurim, vorbești de școală sau de grădiniță? Da, școală. Haideți să trecem mai departe. Domnul Dovătaru, trăiești pe altă planetă. Deci copii pentru școală nu o să fie ești niciodată. Trăiești pe altă planetă. Știți careva că e școală la Vișoară? Nu, dacă se deschide. Școala sunteți aerian. Domnul primar, haideți să trecem la celălalt. Domnule, s-a supus la vot. S-a supus la vot, s-a discutat, e gata. Hai să treceți mai departe. Domnul primar, la punctul 3, domnul primar, vă rog. Deci la punctul 3. Da. Nu vreau să vă deranjez, vorbească la telefon. În ședința anterioară știți că am aprobat o cerere făcută de SC Ferma Veche Bogdana, prin care să-i atribuim EON-ului o suprafață de 2,2 metri pătrați pentru amplasarea unui stâlp cu un transformator electric. În urma aprobării de către Consiliul Local acelei cereri, am inițiat proiectul de hotărâre care spune: se aprobă darea în folosință gratuită pe durata existenței capacităților energetice a terenului în suprafață de 2,2 metri pătrați, ocupat cu montarea a doi stâlpi, amplasați în zona drumului comunal pe domeniul public, necesar realizării lucrării execuție raport LEA 20 kV pentru alimentare cu energie electrică, pensiunea aparținând SC la Ferma Veche Bogdana, către SC EON Distribuție România SA, conform planului de situație anexat în parte, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Predarea primirea efectivă a terenului va fi făcută în baza procesului verbal încheiat între părți în termen 60 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri. Primarul, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezente. Lămuriri sau nelămuriri. Nu avem. Știm exact despre ce e vorba. Cine este pentru? Vă rog. Mulțumesc. Trecem la punctul următor. Expunerea proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru anul 2016 în Comuna Ștefan cel Mare de Tubacău. O secundă. Vă rog să fiți foarte atenți că sunt niște lucruri care o să trebuiască să întrebăm din nou, domnul primar. Mulțumesc. Având în vedere adresele înregistrate sub numărul 666 din 2017-2015, respectiv 702 din 2015, emise de Asociația Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prin care ne solicită adoptarea unei hotărâri de Consiliul Local pentru stabilirea taxei speciale de salubritate, pentru anul 2016, cuantumul taxei speciale de salubritate este de 3,76 RON pe persoană pe lună, inclusiv TVA, pentru mediul rural. Taxa specială de salubritate acoperă costurile aferente serviciului de salubritate respectiv. Colectarea și transportul deșeurilor, operațiuni care vor fi desfășurate de SC Compania Rom Press Service SA București în urma câștigării licitației derulate de SC Adis Bacău 3,76.
în numele și pe seama unității administrative teritoriale. Sortarea, compostarea, tratarea, transferul și depozitarea deșeurilor. Taxa specială de salubritate va acoperi contravaloarea facturilor aferente ambelor componente ale serviciului, colectarea, transportul deșeurilor și respectiv depozitarea acestora. În ceea ce privește serviciul de salubrizare pentru persoanele juridice, operatorul de colectare și transport va perfecta o relație contractuală directă cu acesta, având dreptul exclusiv pentru întreaga rază de competență a OAT-ului. Tarifele operatorilor de colectare și transport deșeuri, respectiv de operare, instalații, sortare, compostare, tratare, transfer și depozitare deșeuri, sunt prevăzute în contractele respective și vor rezulta în urma procedurilor de achiziție publică derulate de către ADIS. Având în vedere cele prezentate, propun Consiliul Local să aprobe proiectul de hotărâre inițiat. De la noi este bine că la mediul urban rural este 3,76, dar la urban, la urban e 9, mai 9, în adresă, da. E 9,25 pe persoană pe lună. Da. Dar sunt și comunicare. Dacă aveți de întrebat ceva, eu am ceva să întreb în urmă. S-au dat niște containere sau să mai continuă? Dacă mai sunt și altfel, era vorba de clasarea deșeurilor. Dacă știm ceva despre treaba asta. Deci, acele pubele sunt puse la dispoziție de către Consiliul Județean. Ați văzut că scrie pe ele Consiliul Județean. Sunt distribuite de către cei de la Romprest, care i-au câștigat licitația la nivel de județ, pe bază de proces verbal, de predare primirii între Consiliul Județean și descărcarea de gestiune, cei de la Romprest o fac la Consiliul Județean. Ei au primit și după aia fac descărcarea de gestiune. Avem la nivel de comună 1600 de pubele. Deocamdată. Necesarul, eu am făcut o situație pentru fiecare gospodărie, necesarul ar fi în jur de vreo 2300-2400. Inclusiv cu satul de Rom. Foarte delicat. Am avut 3 zile alocate pe Ștefan cel Mare pentru distribuirea pubelelor, dar ne-au luat cam prin surprindere. Noi n-am știut că luni vin. Și ne-am organizat rapid, în 3 echipe, după aia, marți și miercuri, am pus afișe prin sate, dar nu ne-a lăsat vremea, ieri a plouat, astăzi nici. Dar totuși, ieri s-au dat în jur de 100 și ceva de pubele. Eu am făcut o propunere la Consiliul Județean și la ADIS, să ne le dea nouă pe bază de proces verbal. Așa. Și le distribuiam noi, puteam să facem și noi distribuirea asta, mergeam din poartă în poartă și atunci vedeai la fiecare. Era mai bine. Mai sunt unii reticenți care nu vor să ia. Păi nu vor să ia și atunci avem vreo situație. Faci un contract? Nu face nimeni contract. Contractul este între Comuna Ștefan cel Mare, adică între ADIS și Romprest. Noi, făcând parte din ADIS, implicit, suntem în contract. Era vorba de pubele și nu contractul cu societatea. Nu, nu, nu. Despre asta am întrebat. Deci nu se mai fac contracte individuale, cum s-a făcut cu firma din IRM-ul. Nu. Aici, dacă se lucrează într-un sistem centralizat, să spun, fiecare comună care face parte din ADIS stabilește, adică stabilește, este impusă o taxă. Deci în funcție de valoarea contractului, din negocierile care s-au făcut între ADIS și Romprest, s-a stabilit acea taxă. Omul că ia pubelă, că nu ia pubelă, că duce gunoiul la mașină, că îl duce în grădină, așa, tot plătește taxa. Încă mai mult, nu ia pubelă. Deci este un pic în obiectivul nostru că ăla duce cu noi undeva aiurea, așa, și poate să ia și amendă. Plătește și taxa de salubrizare. Asta și poate să ia și amendă. Vis-a-vis de distribuirea pubelilor, e foarte bine că se fac din partea societății, fiindcă sunt foarte mulți, pubelele sigur s-au anunțat că se dau gratis, și sunt foarte mulți care nu au contract,
merg, iau pubelă și îi se încheie atunci. Nu mai se încheie contractul. Dar prin faptul că îl pune să semneze acea cerere și ia buletinul, îi face copie la buletin. Este procesul verbal de predare primirii. Și asta demonstrează că acea persoană și îl cam sperie cumva să-și facă. Eu nu cred că sperie. Eu cred că ăla care vine de bună voie și ia pubelă, ăla conștient, e conștient, așa că nu trebuie să mai cum refuză. Iar vis-a-vis de taxă, ei sunt reticenți. Total de acord, având în vedere că taxa... Ca ceva, bă, taxă, tot plătiți. Și dacă vreți și dacă nu vreți. Ieri s-au distribuit în Negoiești o familie în Rusia. Mă suna seara. Și mă întreabă, doamne, care-i treaba cu astea? Și am explicat că ei, că nu ei, plata o face. Nu mai are cu noi. Nu, că eu duceam în oraș. Poți să-l duci unde vrei, dar plătești. Păi atunci dă și-l fic, mea. Au sosit numai 1600. Și diferența până la 2000 și la cât ați cerut noastră. Și vrează mai mult. Adică poate și omul cu sacul la drum ca să... Nu neapărat. Asta a început de când? Nu știu, s-ar putea de la 1 ianuarie. Am înțeles. Plata către cine se face? Către primărie? Plata se face către primărie. Anticipat? Și primăria o să plătește pe tot anul. Tot anul, de asta. Poți să nu intru la impozit, să mai plătești. Domnul președinte, spune la oameni. Și sunt anumite ulițe unde nu poate să intre mașina. Asta vreau. Acolo am convenit, am vorbit cu cei de la DIS, respectiv de la Romprest. Punem pe cineva cu căruța. Să zicem, la Bogdana vine mașina la ora 10 în capătul satului. Ei, la ora 9:30, unul cu căruța. Colectează gunoaiele din zona unde nu poate să intre mașina și vine la mașină cu căruța. Și ia bani de la Romprest. La căruță. Nu se poate. De ce să plătim, nu putem să folosim 416? Nu. Pentru ce să folosim? Să-i fac serviciul la Romprest? Dar de ce pentru comunitate, nu pentru Romprest. Dar de ce? La să plătească. Pentru că ei încasează și să plătească. Și vreau să întreb dacă... 416 persoane. Deci nu presupune că are mașină, tractor, căruță, cal. Deci 416 sub incinerare. Da, sunt persoane. Sunt care în schinare. Și cu zoi. Să mai folosim. Dar ce vreau să vă întreb. Aici societățile comerciale cum plătesc? Deci sunt tot... Cum se ia? Pe persoană? Direct negociază cu ea. N-am spus direct. Persoanele juridice negociază direct cu Romprest. Da, și vin ei un reprezentant de-a lor. Da. Vin da. De la fiecare societate. Și încă un lucru. Și încă un lucru. Poți să zic. În situațiile în care în aceeași curte sunt doi gospodari. A și B. Numărul 520. Nu, e în funcție de persoană. La deci, de persoană. Deci e 3,76 pe persoană pe lună. Și vin ei și face un recensământ sau cum se ia? Dar nu avem noi evidența. Dar noi am dat deja niște tabele cu... Tabele care le au apar și numărul de persoane. Deci, familia Sârgin, da, trei ieși, dar ieși, care știu cât trebuie să încaseze de la primăria Ștefan cel Mare, de la comuna Ștefan cel Mare. Domnul primar, dar sunt alții care sunt plecați, ce facem cu aia? Sunt... Declară pe propria răspundere că nu sunt aici. Declară pe propria răspundere că nu sunt aici. Aia care sunt plecați nu sunt taxați. Pentru că ăla dacă e plecat nu produce cu noi. Exact. Care l-a luat de fata lui, sau de băiatul meu care-i plecat. Care-i plecat la facultăți. E scris că e la mine în domiciliu și eu nu e. Cum faci dovada? Cum faci dovada? Eu ce la primării, că la asociații, în perioada de fata la studii. Aici am vrut să ajung, da. Mai sunt întrebări? În bază ce? Pentru că taxa este mică. O luat, nu? O luat ieri. Și el locuiește la așa. Ziceți, vă rog. Da, dar n-are pe mama să... A murit? O murit? Nu-i goimobil acolo înregistrat. Dar e imposibil să nu fie trecut el la poziția de lor, chiar dacă are domicilie pe oraș. Da, ăsta e un caz izolat, dar mâna bucăm cel mai este. Da, lumea e curva, ceva de ocupi el de aia. Și o să fie și trecut și la plată. Unii dus curioși. O să fie trecut și la plată. Eu nu-i folosesc. Pentru că ceasă este... Nu-i nimic. Nu-i persoană. Iese la nivel de comun, iese.
trebuie să discutăm. Da, trebuie majorate, să măriți amenzile. Și nu e așa pentru că este sărat, este deci nu le putem. Amenzile sunt stabilite într-un cadru legal. Și este nou, n-ai stabilit ceva amenzi. Pentru că tot câmpul, toate șaduri pline, bănuiesc că nu o să mai fie. Așa am înțeles de bani. Bănuiesc că nu o să mai fie, că atâta timp omul cât plătești, tot plătești. De ce să mai riști să mai duc aiurea ca să, să fii sancționat? Au să vezi să sancționat. În casele celor plecați, nu ia voie să fii țarul. Locuiesc? Cum e să la Ciopiș? Sigur că da. Și acolo tot cu căruța. Tot cu căruța și la Ciopiș. Sunt mulți acolo. Care e cu căruța? Faci cu căruța și cu căruța. Faci mai multe drumuri. Atunci primăria știe că la casa feciului feciorului nu găsește cineva. Stabilit la aia. Am mai vorbit. Unde e? Poate intre, intre, domnule. Hai să votăm. Bine, cine este pentru, domnul consilier? Mulțumesc mult. Domnul 4. 5. 5. Da, îi spune de... De motive la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local numărul 63 din 29-10-2015 privind aprobarea scrisorii de garanție din partea Fondului de garantare a avansului pentru proiectul achiziție utilaj pentru dezăpezire și întreținerea drumurilor comunale și de interes local din Comuna Ștefan cel Mare. Deci noi în hotărârea 63 din 29-10-2015 am... specificat că se aprobă scrisoarea de garanție bancară din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFNSA a avansului pentru proiectul achiziție utilaj pentru dezăpezire și întreținerea drumurilor comunale și de interes local din Comuna Ștefan cel Mare de Țubacău pe o perioadă de 5 luni. Atât am trecut. Ei, acum ne-au spus să trecem pe o perioadă de 5 luni, respectiv până la data de 31-3-2016. Deci să spunem exact până când este... Deci, când sunt cheii cele 5 luni. Deci noi am aprobat în hotărârea respectivă, acum numai facem o modificare la... O adăugire. Privind da. Data. Da, da. Când, până, până când. Bun. Bun. Întrebări? Cine e pentru? Mulțumesc mult. Trecem la diverse. Avem ceva vreo cerere, domnul primar? Nu, nu. Primul înscris este domnul consilier Cercel. La ședința anterioară am cerut conducerii primăriei să balasteze un drum din satul Negoiești. Gătun Gârbovan a spus asta, chiar era deplorabil. Șanțuri, mă rog, țin să mulțumesc că din partea oamenilor conducerii comunei, conducerii primăriei, mă scuzați, că s-a realizat și vă mulțumim. Mulțumesc, domnul Gabi. Aceleași mulțumiri sunt primite și din partea celorlalți cetățeni care s-au bucurat de serviciile astea. Da. Domnul consilier, da. Domnul primar, aș vrea să vă explicați un lucru. Nu prea știu cum sunt lucrurile astea și am să cer de la dumneavoastră niște lămuriri. În momentul în care EON-ul pentru extindere de rețea și EON-ul nu plătește stâlpul, dar plătește omul care vrea neapărat instalația. Instalația na, când s-a montat stâlpul ăsta, a cui este, revine omului sau revine omului? După ce se face rețeaua, o predai la EON. Deci asta s-ar întâmpla într-un timp foarte scurt. Da, ce se întâmplă? Persoanele fizice nu pot să facă deci, așa ceva. Corect. Numai dacă își face o formă de organizare, chiar întreprinderii individuale, întreprinderii familiale. Deci poate să facă, deci să facă un proiect, ia avizul de la EON, EON-ul, adică sunt firme agreate de EON care fac execuția și după aia predai instalația respectivă la EON. De ce vă spun asta? Se pare că femeia respectivă a desitat și cu dumneavoastră. E vorba de gal. Gal nu. Nu discută. Are chiar acolo, deci următorul lângă gal este unul Moraru, Florin. El a pus în curtea lui, a pus stâlpul. Asta e unde e? Pe ulița aia cu... Acolo la Gherghel, cu ulița aia. Cu Gherghel, cu... Aha, chiar în cap, da, 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 da. Nu, că știu, Gal are casă și dincolo la... Nu, 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 ăla e fiusul. Noi a trebuit să trecem de la un stâlp la altul cu rețea de internet și TV.
în mijloc este un lup, dar e un lup extraordinar de mare și bătrân. Nu vrea să taie deloc, dar ne-a amenințat că ne taie firele, că noi n-avem voie să trecem pe acolo. Și că o să facă scandal și așa mai departe, nu știu, acum... Nu ajut la mine situația asta. Dacă treci cât deasupra... Nu, chiar prin nuc treci. Prin nuc treci. Eu am făcut treaba asta cu EON-ul și am mutat rețeaua. Deci nu treci cât deasupra teritoriul. Da, deci nu-i... Nu-i chiar în hat acolo. Nu-i chiar acolo în hat. Mi-am mutat stâlpul din curte, l-am mutat afară. Le-am cerut bani, i-am dat un judecat și le-am cerut bani pentru așa ceva. Și să-mi plătească dacă nu se vedea curentul gratuit. Și ei au luat stâlpul și l-au mutat afară. Și nici rețeaua nu trece pe-n curte. Da, doar știi de ce-i mare. Trasă electrică, cât e... Rețele are pe deasupra proprietăților. Am găsit înțelegerea asta. Deci, a doua înțelegere. Judecătoria le-a spus, ori îmi plătești, ori mult. Și a făcut investiții de vreo 2 miliarde și ceva. Dar și-a mutat afară. Știți că la mine acolo era stâlpul pe colț. În partea cealaltă. Acum l-au mutat. Nu, dar îi place într-o colț. Când erai prieten. Am înțeles. Am spus mie, mă, nu-i acostit că spun în mie. Am înțeles. Cine mai are probleme? Eu mai... Da, haideți că luat-o pe rând. Da, uite, domnul. Poate ați auzit știrea, poate n-ați auzit. Eu am auzit-o dimineață la televizor. Facultățile administrative, peste 2000 de locuitori, deci e o directivă a Uniunii Europene, care nu au apă și canalizare, vor fi... Da, bai. Să plătească, amenzi. Nu mai avem. Satele de jos nu au canalizare. Deci, nu! Am înțeles că e directiva Uniunii Europene. În prezentare mi-ați ca știri. Am mai spus ei când avem voie să fie mărți. Deci dimineața la știri. Da. Nu e vorba de persoană. E vorba de oameni. Ei punând fonduri la dispoziție pentru așa ceva, acum vine și prin cale. Ce zici? Băi, eu ți-am dat bani să faci. N-ai făcut-o ca primar, că aici e vorba de primărie. Da, mi-a dat bani. Cum mi-o dat? Păi, există. Dacă îmi dă bani și nu fac, atunci da. Păi nu. Dar trebuie făcut din proiect. Despre deosebire de Ceaușescu, când erau congresele, când era el, partea finală era partea economică. Și îl spunea, în localitatea X se va face. Acum problema spune altfel. Localitatea respectivă are posibilitatea să acceseze. Deci poți să iei fonduri, dar dacă nu intervii, nu faci nimic. Păi accesezi dacă ai cu ce, dacă păi trebuie să ai. Cofinanțarea, da, banii cofinanțarea. Centralizat. Dar de ce vorbești de cofinanțare? De ce te pronunți? Nu, de ce cofinanțare? Nu, nu servești ceva parte. Deci asta e chestie de principiu. Bun. Domnul Marele, vă rog. Aș avea o întrebare pentru domnul primar, dacă poate să răspundă. Având în vedere că a venit sezonul rece, cum stăm la capitolul dezăpezirii? Mâine se încheie contract. Mâine? Parcă da, 26 mâine, nu? Da, da. 26. Cu a nostru putem, am văzut și e un lucru bun, că am convenit utilajul, cu a nostru putem să deservim o parte din dezăbezire. Da, da. Să nu contactăm mai mult. L-am pregătit un pic, s-ar putea, l-am pregătit un pic, sau cei care de la firma care au livrat Budul Excavatorul, l-au pregătit un pic pe Vasile Matei. La comenzi, nu știu ce, și dacă o fi nevoie, o soluționăm. Eulis merge. Eulis merge. Ales că are lamă de zăpadă, asta nu-i... Cum e Bogdan ăsta, la livadă pe la... Da. Ăsta la... Unul poate să intru cu autogrezi. Gârbovana merge ăsta. Da, dar trebuie om. Da. Asta trebuie să înțelegeți. Tu te lași... Și asta, la punctul 1, vă mulțumesc de răspuns, prom. 2. V-aș întreba acum, referitor la balastarea acestor uliți. Dumneavoastră a spus că ne înregistrăm la nivel de primărie cu facturile de prestare serviciu. Nu și cu adus alte, da? Deci, dar au mai fost și adus. Da, corect, dar nu... Că după ce ați avut bunăvoința să faceți reclamații la apelul României, da. Așa? Ai, nu ne luăm de noi, da, n-am oprit lucrarea. Corect. Da, dar balast, mie mi-a spus. Dar balast trebuia pus. Mi-a spus că nu ne înregistrăm cu toată cantitatea, ca adusă. Păi sigur că nu. Sigur că nu. Deci nu cu toată cantitatea. Dar vă spun și o altă chestie. Deci l-ați reclamat. Da. Au venit și eu imputat nu știu câți metri cubi.
Ei, ăia care i-a imputat și el i-a plătit acolo, el normal se descarcă. Deci am pierdut noi, pe baza reclamației voastre, am pierdut noi. Primărie. Păi, noi trebuie să-i plătim. Din cauza că n-am procedat, corect. Noi trebuie să-i plătim. Dar noi intrăm în amănunte, acum negativi. Da, n-am procedat dacă, noi ca primării, corect. Ca să vii în sprijinul comunității cu bani mai puțini, să faci o lucrare mai mare, nu, mai facem și tertipul, mai luăm balast fără să-l plătim. Ei, dar nu așa. Deci, da, nu, pe lasă că viitor... Te scrii la cuvânt și la asta. Da, n-am de... Pe viitor nu spui ce să faci. O să știi ce să faci, că da. Îți știi asta. De ce simplu când spui? La livadă, eu am văzut că colegii mei au venit cu mulțumiri. Îi cred, sunt îndreptățiți să vorbească. Eu nu aș da mulțumirile așa ușor dumneavoastră. La livadă, mă este de lucrat, domnul primar. Deci nu-i corespunzător, nu știu cine a făcut recepția. Nu-i pregătit pentru asfalt. Nu pentru asfalt. Prundișul ăla sau sortul, cum se numește, B, nu știu, termeni tehnici, păi corabă de aia să-l întinzi aici, colo, pe Petricică, ori pui două, trebuia sau trei sau cinci, dacă pui trei, cred că mai trebuia. E foarte superficial stratul. Ăla... Atâta plătim. Păi atunci plătim mai mult și facem lucrarea de calitate. Dar de unde mai mult? Deci am stabilit la început de an. Dacă nu făceați reclamație, avem posibilitatea să facem mai mult, deci să nu plătim niciun fel de balast. Corect. Niciun fel de balast, plăteam numai sort. Da, da, dar dacă ați spuneați aspectul ăsta, înțelegeam poate. Dar pe cine ați întrebat? Eu v-am întrebat. Când? N-am venit la primărie, domnule, ce se întâmplă? De ce luați balastul de acolo? Bă, du-te, fă reclamație unde vrei tu și mă, nu știu. Ai venit la mine și am venit. Nu ne-am certat afară. Când cum era și domnul Răileanu? Ce ai câștigat din păi, dar nu ce am câștigat. Am vrut să văd. Bă, de curaj, domnule, că ai vrut să arăți că faci păi, nu știu ce. Păi, da, dar nu am amenințat. V-am amenințat, eu v-am întrebat. Da. Ce deci, la început, când s-a constituit bugetul, am stabilit, facem două lucruri, două uliți, dar le facem calitate. Noi ne-am extins mai peste tot, poate nevoia așa este. Face. Dincolo nu vă mai ieși paciența la Vinșoara, că ăla nu e nu-i cadastrat pârâul ăla. Dar noi nici nu urmăream să ne iasă nouă paciență. Am înțeles vorba, nu că... Am înțeles despre ce este vorba, nu că puteam să facem la mediu. Erau vălele. Nu. Dacă... La mediu. Erau... Am schimbat relief. Nu, agenția de mediu, da. A intervenit la mediu. Să poată malte, poate lua. Așa și mai întreba și noi extrem până la două aici. Pun asta. Da. Deci dacă mai aveți posibilitatea, încă o mașină, nu să mai puneți. Nu mai avem. Dar să-i spui la părinții tăi să ia grămada aia de balade. Nu poți o iei acolo. Nu poți o iei acolo. Păi cum, dar taică-tu a ieșit cu un băț la poartă, că vine el romic, când vedeți ce vă face. Nu, dar trebuie să tremurăm. Vrei să spun așa să mint ca și primarul comunității Vancelor? Nu poți o iei. Nu. Deci aia, hai să fim serioși. Știți pentru ce era? Pentru rezervă, am cărat-o atunci când s-a surpat în Poiană, corect? Nu mai vadă și să aminte. Pentru că am făcut treaba bună, nu mai... Dar dacă era al meu, de 2 ani de zile stă acolo, îl foloseam la ceva, da? Dar practic era extras din pârâu, pământ. Ești de acord să luăm cu cupa să mergem pe la bătrânii? Dar cum să... Dar cum, dacă e bitomerii publici, trebuie să vină de acolo. Nu mai, omule. Da. Îl punem pe uliță la coborări în spate, că am început de jos în sus și după aia... Absolut, eu vreau să-l împrăștiați în chestia aia, refugiul ăla de mașină. Vreau să-i dau un răspuns, domnul Marin. Da. M-am ocupat personal pentru balastarea drumurilor. Din livadă. Foarte bine. În livadă. Și nu e o singură mașină, ci te-o informa de ce face că nu ții legătura cu comunitatea. Eu m-am prezentat acolo 6 mașini de sort aduse. Începând, lasă-mă să vorbesc acum, că eu am tăcut mult. Da. Începând de la groapa lui Jorescu, sau cum ziceți, în pace, am pus sort să vă duceți să ieșiți în deal în țarnă, sort până de vale în Poiana la Cindău, plus mașini pe la Stoica jos încolo, plus din Poiana, în jos încoace. Numai aici, pe zona Matale, prin față, s-au pus 3 mașini de balast și nu s-a pus o singură mașină. Știi ce înseamnă o singură mașină? S-au pus, păi, ești o leacă drumul. Problema, domnul Romica, problema este că ne deranjează niște chestii.
vin căruțile astea, cu un câmp de băi, și pune talpa ăsta și tot. Până jos, faci un șans și când a venit talpa acolo, faci din nou. Deci asta e simplă explicația. Balas s-a pus și pe Corbu, poate să confirme domnul consilier, balas s-a pus și Jefren peste tot, inclusiv Gârbovana, unde mulțumea domnul Cercel și zic eu că s-a făcut treabă bună și ne-am necăjit orea, că nu a putut trece mașina de 50 de tone peste hotul ăla, că nu garantăm noi, dar au trecut prin pârău. Am făcut un depozit aici în față la coaștele alea de beton, de acolo l-am luat cu cupele, și l-am împins pe cele două variante. Și băi, slav în partea aia. Oamenii i-am simțit eu că-s mulțumiți. Or mai fi și nemulțumiri. Dar deocamdată, pentru pregătirea de iarnă, zic eu că am întreținut o leacă drumului. Și o să mai completăm cu acest utilaj care, prin grija, știu eu cui, l-am primit și la dumneavoastră, la Consiliul Local, și este bun. O să găsim și un mecanic terasier de asta, utilaj terasier, care să fie capabil să-l conducă și să iasă la drum. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult, monsieur. Domnul Marin, mai aveți ceva? Nu, nu. Eu am, domnul primar, apropo de drumul județean, cât o fie la Scrivodară, Grejeul ăla, cum îl cheamă? 119. 119. Ultimele lucrările care s-au făcut acolo, rămânem fără drum cât de curând. Cel puțin două din ele sunt catastrofale. În față la Valentin, unde mi-a spus să nu acopere, au acoperit. Mocirile e puțin spus, încă mai am așa acum, după 5 zile. Acolo se va rupe șoseaua, categoric. Și ele, aceste, vedeți, eu încerc să merg la cauză, nu la efect. Toate, și interesant ca să vedeți, nu în zona de sus a Bogdanului, în partea de jos. Explicația este foarte simplă. Gândiți-vă că instalația este structurată pentru 10 bari maxim. Ei, aici sunt 11, 12 bari. Atâta timp cât nu se pune la punct. Dar aveau reductoarele alea de presiune, nu? Nu mai funcționează mai. Nimica, domnul. Mai fost discuția. 2 miliarde. Și efectiv o să se strice șoseaua. Mai fost discuția. N-ai fost fi 2 miliarde. Gândiți-vă. Toate investiții au fost 16 miliarde și reductoarele 2 miliarde. Așa. Nu. Dar ele, asta zic, ele, deranjamentele vor apărea categoric, vedeți? Și altă soluție, am rugat domnule, lasă până ăla că aducem cumva niște pământ, ceva uscat. Uite, chiar acum după ședință o să fac o adresă la Consiliul Județean, la Direcția din Drumul Județenii, să le spun chestia asta și să ia măsuri împotriva celor păi, bineînțeles, împotriva, păi dacă e a lor, ei mult, ei, și noi trebuie să... Nu, ăștia chiar nu vor să înțeleagă deloc. Ne-au anulat hidranți, sunt 8 hidranți care nu funcționează. Ați văzut? Sigur că da. Ei, în loc să-i repare, mai ușor, sigur, dacă el curge, îi oprește. Da, dar noi le tragem, vedeți aici. Bun, mulțumesc. Deci nu mai este nimeni, domnul... Mă iertați. Scot venele de la școală, s-au tăiat, dar s-au lăsat în plăcere. Nu le-au depozitat, dar nu-s crăpate? Nu-s neșcrăpate. Au venit timpul rău și am mutat oamenii pe alte urgențe. Da. Și nu le lăsăm așa, da, domnul. Dar nu trebuie, nu trebuie lăsat. Nu trebuie lăsat, nu, că poate vine iarna mâine fiindcă, vorbit cu cei de la Poliția Locală. Fiindcă eu am intrat acolo, ați văzut, că da, împreună am fost. Da, împreună. Lemnele foarte bune, lăsate de ani de zile, aproape că nu le tăia drujba, era scântei, ieșea scântei. Și am dispus, prin grija celor care conduc acțiunea pe 2416, să le scoatem de acolo, le tăiem. A doua întrebare. La biserici se poate da cu bere de astea? Nu. Nu sprinse, nu. Nu sprinse în... Eu cred că era bine și acolo. Împăratul acesta. Personalitate juridică. Da, dar nu facem noi distribuirea. Nu sunt ale noastre. Deci sunt ale Consiliului Județean. Ei hotăresc. Era bine de prins la plată. Asta se ceară preotul paroc. S-a de cumpărat. Ele de când mai rămân de unul la o sat. Da. S-a de cumpărat. Sigur, da. Un sat n-are bani pentru o cuvielă și bănuiesc că ar putea scoate gunoiul cineva fără să-și plătească. Da, am plătat. Da, bineînțeles, dar 10 dolari, mă. Așa, cu balastul ăsta la
pentru a de la pană. Da, da. S-a dus la... S-a dus, dar s-a lăsat aici. Nu, s-a lăsat acolo și urmează tot cu cei de la 416. Să facem o mobilizare cu cărțile și să punem din loc. Nu putea din basculă să... Dar nu se poate lua cu... Sau cu volă. Cu volă, da? Mai sunt înainte de astfel. Domnul consilier, mai vrea să... Cetățeni care... Dacă aveți analize la nu. Ședințele au luat, atunci când am vrut să o dăm la CRAB, au luat cei de la CRAB. Dar nu știu unde au făcut analizele, oricum nu le-au făcut la DSP, la Lavator. Și, apoi, tot a avut. Nu. Ideau, mă, voi și așteptat cu școală. Acum, pentru școală, Utinaș, dacă nu este presiunea aia veche, o dărâm, dacă nu o să plătească avem pe fel la școala, nu? Bănesc. Păi, sunt administrare la ei, clădirii sale noastre. Da. Mai atunci o dărâmăm? Clădirii sale noastre. Ca să nu plătim la noi, o dărâmăm. Aia trebuie dărâmată. Păi, la de 10 ani suntem. Și nu o dărâmăm odată. Trebuie să nu plătim niște bani. Camera trebuie să restui fără tot. Dar de ce să cheltuim bani? Pentru că e dărâmată. E dărâmată, dar nu trebuie și proiectul de demolare care din registrare. Nu trebuie, face procesul de bani, s-a dărâmat de da, s-a dărâmat. Mai este cineva? Dacă chiar să spun, dacă nu facem pe proiect, nu reclamați, că reclamați degeaba. Nu reclamați. Acum la toți ne-e milă de sărași, să nu le dăm amenzi dacă nu se repare casele. Hai să-i ajutăm, să vorbim cu preotul de sală, să-i ajutăm. Să ne reparăm. Preotul nu știe cum să iei preotul. Noi consiliul local suntem cu ce putem să pentru mine nu este o laudă. Eu am pus bani în multe locuri și am făcut casă, azil, am făcut. Nu, peste tot. Am făcut multe lucruri. Deci se pot face multe lucruri. Da, e o satură socială. Adică democrația ajută. Da, am ajutat și ajut. Că asta este... Omenește. Și creștinește. Liberalul prea ajută. Da, deci se poate vorbi cu preotul din sat, fiecare poate să vorbească cu preotul din sat, să adune bani pentru cei săraci. Pentru că se întoarcă. Azi, domn primar, că aduce un container. Nu, domn primar, că aduce containerul, se întoarcă, nu am adus la Rădean, la... L-am dus la Bogdana, dar dacă nu stă în el, îl luăm de acolo, îl luăm și îl ducem la... Cineva dar acum trebuie iar să caut măcar... Cineva l-am pus tare rău, l-am pus acolo, tare greu l-am pus. Bă, erau firele de curent. Dar nu știu ce să fac. Noi l-am pus să recurăm casă, dar nu ne-a lăsat. În casa lui nu dărâmă nimeni. Acum mai este că n-am fost singur. Da, așa și nu toamne. Nu poți să intele. Mai există. Ca să cer de la Isu Bacău, nu ne dă pentru așa ceva. Te pare scurte. Că i-s-o și mai dacă ești în situație, când e iarnică... Mai încercați, poate ajutăm un ajutor social sau vă puteți trece cumva. Fac un dosar de verificare. Că sunt care iau ajutor social pe nedrept. Ele nu sunt ia nimeni pe nedrept. Nu ia pe nedrept. Nu mă contraziceți. Nu ia nimeni pe nedrept. Sunt care iau pe nedrept. Și cel care trebuie să ia, care e necăjit cu adevărat. Da, dar are 2000 și ceva de metri pătrați în travilan. Și atunci e gata. Am călcat legea. Yeah. Adică nu are nimic. Nu știu dacă domnul Nicolau, la capitolul ăsta, haideți să rămâneți să vă informați. Azi am semnat un apel cu suspendarea ajutorului social pentru nepracticare, neplată. Care nu iese la muncă. La 15 persoane. Nu iese la muncă. Fiindcă sistemul nostru este foarte bine pus la punct și urmărit. Chiar dacă e criticat de unele, dar eu am pretenția cel puțin că să faci treabă cu cei la... Și care n-a venit, pică... El nu are nimic pe numele lui. Da, primește ajutor social, funcție de condițiile care le prevede legea, domnule. El e trecut la poziția de lor respectiv, omul este trecut și terenul. Părinții... Păi e trecut. Moștenitor, probabil. Aici este compartimentul. Bine, vom vedea noi, dar e un caz, într-adevăr. Sau să ne mulțumeri la plata impozitelor pe terenuri. De exemplu, a murit bătrânul, n-a mai făcut dezbaterea moștenirii. Cum se împarte impozitul pe persoanele care au rămas?
Eu, de exemplu, Stoica, da. Tică la noi, se plânge că a plătit foarte mult, că mai bine le cumpăra. Și mai are 900 de lei de plată, sau 90 de lei. Este foarte mult. Hai să spun cum se procedează. Deci, da, te referi la copriri, nu? Ce să-i spun, da. Deci să zicem că sunt 4-5 moștenitori. Da. Din ei sunt solvabili 2, care au pensii. Da. 2 n-au nimic. La ăia 2, să face, să zicem, are de plătit 5 milioane impozit. La amândoi se face pe câte 5 milioane. Nu la 1-2 milioane jumate și la 1-2 milioane jumate. Dar, deci se face pe câte 5 milioane la fiecare, când se acoperă suma, se face sistare, adresă de sistare a copririi. Și ceilalți care nu au venituri. Așa. Au mai multe rele decât cel care are venituri. Dezbateți moștenirile. Legea, pentru noi, deci, pentru noi, toți moștenitorii sunt solidari la plată. Solidari, asta e. Sunt solidari. Sunt solidari și care plătești, plătești. Trebuie să recuperezi banii de undeva. Cred că sunt ultimul care vă zic, Clara Diana, spun oamenii pe luluță lui Iordache și chiar Iordache a zis Ganea, că se pregătește ulița pentru asfaltare și nu are apă, trasă conductă de apă. O zis că am discutat cu domnul. Am făcut o campanie, dar acum să vedem dacă ne mai permite timpul. Am făcut o campanie de extindere a rețelelor chiar sănătoasă. Da. Adică nu a fost prins în proiect? Nu a fost prins în proiect. Nu a fost prins. Deci, totuși s-au mai făcut. Și mai este, și eu, mai este la Corbu o uliță. La Corbu? Da. Spre, o uliță da, unde... Da. Da, la stat Jipă, așa. Și la Bișoara. La Ciopește acolo. La Ciopește. La acolo s-au mai dus. De la Ciopește. La Ciopește. Nu s-au dus nimic. Anul ăsta n-am făcut acolo? Nu. Deci numai la Corbu. Și am și fost. La Corbu. Știți cam cât aveți plătați. La Lăzărești. Aveți cum la 350 de metri. 350 de metri. Serios. Cu pasul așa. Nu, dar nu o să rămână, nu o să asfalteze și să rămână ulița ne... Oamenii se tem să-ți mă fost la noi cu Tinaș, cu Ciubotaru, cu Nedelea, cu se temă pe mufera apă, știți? Și nu rămâne. Nu rămâne nimeni pe ăla. Dacă ne permite, dacă ne permite timpul, mai facem anul ăsta. Iar Iordache, unde stă până la Nea Vasile Ghiuoc. Da, da. Mai este pe isla, la teren, de unde e ultimul cămin, mai sunt vreo 6-7 case, în continuare. Și... Atunci mulțumiri celor doi, Vasilie. Știu, poate. Că dacă nu era scandalul din primăvară, erau săpate și la terenul de fotbal, și la Iordache. Și aici jos, până în Cantarage, o puristă, da? Dacă nu dădează ce o factoră și vrei și mă chem și convine acolo ca să fiu părtaș cu voi la curăciune. Și mai... Mai ușor să reclame, păi da, să ajuți. M-ați chemat și până la ședința vă. O făceați măcar din capul vostru, vă asumați și făceați... Ce vreau să vă mai rog? Ele când vin în sar, am zis să schimbe la... Tot ce zic eu aici nu mai gândesc. Să schimbe la șosea, n-a schimbat-o. Aici pe ulță, la Pletea. Unde e asta? E pusă spre curtea, lumea de la... Trebuia pusă pe... Pe șosea să bată. Unde? E unul să la prima ulță aici, la... În capul satului, cum intrați în sat. A, aici? Da, da, da. Dar de mulți ani și tot... Și la cine bate? În curte, e pus invers. E pus spre... paralel cu curtea. Nu-i pus în șosea. Îi luminează curtea. Am avut de curtea. Dar și o parte de șosea la mare. Nu luminează la deasupra. Dar la cine e? La Lenea, la Ionel. Ce te interesează? Prima uliță. Da, de acolo? Da. Deci pe uliță acolo? Da, da, da. Dar de mulți ani pus așa. Și ar trebui schimbată ca să fie mulțumit. Și le-ai spus la băieți? Da, nu-i la băieți, dar n-au schimbat-o. Da, că nu sunt. Da. Să mă ducă până acolo să schimbe, că oamenii deci, au dreptate și ei. Păi de loc, alea trebuie să lumineze domeniul public, nu domeniul privat. Care vrea să-și lumineze curtea, să-și pună. Și nu știu dacă este în avantajul nostru cu, pentru cei, pentru unice, să facă niște spații de păstare de gunoi, cum ar fi în oraș, nu? E o bandană mai mare? Da. Ca să... Dar tu dacă e avantajul, dacă este în avantajul lor, o să ia ei măsura asta. Știi ce se întâmplă?
Aici o să ne lovim și... La mediu. Nu, nu la mediu. Chiar de cetățeni. Boartă la el. Și a spune, băi, dar mi-a dus mie în față aici și stea o săptămână până vine mașina. Asta este adevărat. Că a fost că le împrăștii câini. Că a fost nevoie, dar nebuță joacă, tot la fel de acolo. Au făcut scandal pentru containerele astea, cu pietrul. Da, băi, să duci gunoaie, ce niște... Nu știu, că a duci gunoaie, vrei de lapte, de dracului. Da, dar îi pui în față. Da, e o întrebare. Am înțeles că astăzi n-ați distribuit pubele, că minge. Nu, se distribuie. Distribuie, vreau puțin. Și eu în zona noastră. Păi să știi că dimineața s-au dus acolo pentru blocul ceferie, pentru toți de acolo din zona. La gara? Păi dar vine la casă la fiecare, nu vine. Păi nu am știut, dacă știam, da. Am fost acasă. Dar nu rămâi fără... Trei școle cu bulețe. Că s-au dus, s-au anunțat oamenii, au anunțat și cei pe cei de la blocul gării și cred că se duce în locul ăla, era în unii servisul ăla, organizat. Da, 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 da. Ca să iasă din carosare. Și aici, în față, la Roșca, zona aia, și pe ulița aia la Tantru Vieta, erau niște pescuri care nu mai iară. Colțul acolo, două bătrâni, singuri. Eu am vorbit cu cei care fac mentenanța, trebuie să mai aducă 20 de lemn, să suplimentești pe Negoiești și tot de la poliție până la Radean. Da, da. Aici da. La Mihai, acolo trebuie poși peste. Da. Mai există? Da. Ce vreau ca să vă propun, domnul primar? Pentru a nu mai... Ce probleme din cauza asta cu cum s-a făcut, cu ați luat balastul din furat? Nu o să nu folosim termenii ăștia. Ați luat balastul. Am înțeles că apele românii... Băi, nu mă mai întrerup. Am înțeles că apele românii dau la fiecare oate câte o... Deci gratuit, câte o cantitate de balastru. Numai să le cerem. Și putem folosi pe urmă de acolo, să facem exploatarea noastră, să ne delimiteze de unde, cum, să luăm. Și avem și buldozerul și putem ca să facem pe urmă cu titlul gratuit.